de șoferi băuți, drogați, fără permis. Adică, pe de altă parte, și asta, tăuri și fără acolo permis. Acolo pedepsele sunt de râsul curci, nu te supăra. Și aici omoară oameni, distrug vieți, familii. Aici a intrat cu o torță. Foarte bine, a intrat 1-2. Scoate-i de acolo dacă ești jandarmerie, dacă ești filmat de post specializat. Da, interzis, normal. La pușcărie, 1-2, hai la pușcărie. Da, inclusiv pentru persoanele care au interdicție pe stadion și sunt găsite totuși pe stadion, atunci iarăși ar urma să fie pedeapsă cu închisoarea. O altă măsură care ar fi nouă în acest proiect. Andrei, aș vrea să te întreb despre această reacție a lui Ișvan Kovács după ce Gigi Becali l-a acuzat în urma partidei între FCSB și UTA. Gigi Becali a susținut că Ișvan Kovács ar fi de fapt de vină pentru deciziile care s-ar fi luat împotriva echipei sale. Ișvan Kovács a venit în replică, a spus că are într-adevăr proprietăți în Cluj, dar nu sunt luate nici de la Neluțu Varga, nici de la Iuliu Mureșan, așa cum lăsase de înțeles Gigi Becali. Oricum, e un pas înainte. Pentru prima oară l-auzim public pe Ișvan Kovács, admițând că are proprietăți în Cluj, pentru că faptul că el ar locui în Cluj nu a fost niciodată admis oficial. El este în continuare prezentat ca un arbitru din Carei, dar eu zic că dacă ai proprietăți în Cluj... Poți să ai în Cluj proprietăți, stai în Carei, nu e nicio problemă. Da, poți să stai în Carei, să fii proprietar în Cluj. Poți să stai în Carei, că n-ai proprietăți în Cluj, să stai, poți pentru stai care plătești rate la bancă, așa a spus... Așa a spus da. Poți să stai cu viză flotantă. Poți să le închiriezi, stai cu viză, da. Mihai, poți să stai cu viză flotantă în Cluj? Sunt niște lucruri acolo. În primul rând, e bine că să adăugăm că este important unde locuiești, de fapt. Pentru că dacă ești arbitru din Cluj, n-ai voie să nu mai poți avea vreo legătură și cu ce vrei. Polțescu locuiește în București. Polțescu locuiește în București. Da. Ideea este că... Și el este prezentat ca fiind un arbitru din Craiova. Din Craiova, da. Eu cred că acolo sunt mai multe aspecte. În primul rând, e bine că un arbitru vorbește. Că rar se întâmplă să vorbească arbitru în afară de... Nu vorbește, dar nu de arbitraj. Nu vorbește de arbitraj, da. Subiecte, păi și personale. Hațegan, săracul, a vorbit de problemele de sănătate. Apoi, Gigi Becali clar înflorește anumite lucruri pe care le primește și el așa prin diferite surse, dar, unu, dacă ai proprietăți în Cluj, nu poți să fii decât arbitru din Cluj. Sau dacă ai în 10 orașe, în mod normal, n-ar trebui, dacă legea spune să nu arbitrezi într-un oraș, n-ar trebui să poți, pentru că e clar că, la un moment dat, nu ți-a dat casele doar ca să le închiriezi, că nu-l văd vreun guru imobiliar pe... E doar ca să locuiești, cineva locuiește, că locuiesc părinții tăi, că locuiesc neamuri, că locuiești tu, deci ai o legătură. Doi la mână, domnul Ișvan Kovács, cu tot respectul, trebuie să înțeleagă că lumea nu e chiar așa, domne, plătesc credit. Da, poate l-ai luat cu credit, da, poate plătești, dar contează și cu ce sume l-ai luat când l-ai luat, că una e să iei un apartament cu 200.000 de euro și alta e să iei cu 140.000 de euro, să zicem, nu? Acum, nu mă gândeam că, pe de altă parte, că Nelu Varga s-a dus și a semnat acolo. Eu, Nelu Varga, îi cedez lui Ișvan Kovács. Adică dacă într-un act scrie Vasile Gheorghe și Vasile Gheorghe e omul de încredere al lui Nelu Varga, nu înseamnă că era de la Vasile Gheorghe. Adică, cumva, lucrurile ar putea să fie și în altă zonă. Dar e greu să demonstrezi. Rămân niște fapte. Dar este și greu să uiți meciul dintre CFR Cluj. Asta spun, rămân niște fapte. Rămâne și greu să uiți meciul dintre CFR Cluj și FC Craiova din barajul pentru Conference League. Rămân și faptele. Multe alte meciuri. Nu trebuie să... Ce trebuie să știi, Ișvan Kovács, e că nu apartamentele sau blocurile din Cluj o să-i dărâme lui cariera, ci meciurile astea care au rămas. Pentru că el atunci a venit și faptul că după aceea n-a mai arbitrat a fost și o consecință Lui s-a tras acum de la un gol marcat de UTA datorită, și fratelui era în cabina VAR. Fratele lui nu era el în cabina VAR sau el în teren. Deci unde să ajunge cu discuția asta? Da, pentru că acum, domnul Dinu, când te lovești de niște lucruri, bine, Gigi Becali țipă, să spunem, da? Și îl cunoaștem toți. Dar când te lovești de niște lucruri și știi că s-au întâmplat niște lucruri,
le bănuiești tot timpul. Știi ce este foarte grav? Că domnul Beclepa se anunță rege un lucru. S-a dat gol metru 20, a egalat tuta 1-1, da? Era o echipă la 11 la 11, da? Ei n-au avut o jumătate de ocazie de gol. Asta, mai vorbiți despre asta, domnul Becali, că n-a jucat nimic la Arad. Da, știți echipa foarte bine că asta... se mută mortul pe academie, da, vorba aia. E o practică obișnuită. Niciun președinte de club nu și atacă jucătorii. Atunci, așa vă păsim mereu. Normal, trebuia să câștige FCSB la Arad cu 3-1, 4-1. Dacă ne dăm ce loturi sunt la cele două echipe, da? Ce bani se cheltuiesc cele două echipe, păi atunci... Spuneți-ne opinia dumneavoastră despre aceste decizii importante de arbitraj luate. Am fost o fază, chiar mi-ați să o iei penalti. Dumneavoastră spuneți că s-a dictat corect penalti. La Pantea e penalti, da. E o fază undeva cu camere. Iar la cealaltă fază pe care o incriminează FCSB și anume eliminarea lui Pantea? Păi acolo e hands. Ei spun că a fost fault la al doilea galben. A fost fault al lui Rareș Pop asupra lui Pantea. Zic că n-am. Zic că reciproc s-au jenat. Nu cred că a fost o intrare care să... Mă rog. Da. Nu știu. Mie mi s-a părut că Găman a avut așa, nu știu din ce motiv, a avut o presiune în decizii. Adică, eu țin minte, apropo de Florinel Coman, o fază care pentru mine e elocventă. Lovește Sloning, nu știu cum îl cheamă, fundașul central, cu cotul, intenționat. Florinel Coman își pierde un pic cumpătul, se duce și el. Găman lasă jocul să continue, nu se întâmplă. Deci nu fluieră, nu oprește jocul. După care revine și le dă galbene amândurora. Păi stai puțin, că dacă e să mă întreb pe mine, ce a făcut Florinel Coman nu e cu nimic diferit de ce a făcut fundașul Utei în acea fază. Adică eu dădeam roșu, și, mă refer ulterior ce a făcut Florinel Coman. Dădeam roșu și acolo și acolo. Bun. Faza penaltiului. A fost penalti din reluarea aia care se vede din tribună. Dar din ce au văzut ei pe teren, nu știm, pentru că pe teren nu avem niciunul, dar din ce s-a văzut în camera VAR, în nicio reluare nu dădeai penalti. Conform regulamentului. A explicat Marius Avram foarte bine. Să fie obvious and clear, să fie evident și clar. Nu e nici evident, nici clar. Decât dintr-o reluare pe care a filmat-o cineva în tribună, da? Adică pare așa o tenta la... De ce se întâmplă întotdeauna cu aceiași arbitri împotriva acelorași echipe. Că pe mine asta mă surprinde. Găman are ceva cu FCSB? Nu, dar vi se pare ciudat că doi jucători ai FCSB-ului sunt eliminați înainte de un meci cu Universitatea Craiova? Asta e întrebarea. Aici domnule Vasaras, de ce domnule expui misie? Cum puneți un arbitru din Craiova? Nu mutați mortul pe acasă. Eu nu mă pun nimeni. Nu mutați atenția pe Găman de la Saboci Covaci. Cei de la FCSB vorbesc... După părerea mea, deciziile au fost luate corect de către arbitri. Dar acum eu vorbesc despre discursul FCSB, ca să o avem și pe FCSB aici în discuție. Ei spun așa, Saboci Kovac l-a chemat pe Găman, strigând penalti, 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 că Găman se pare că nu intenționa să dicteze. Cine știe că a strigat penalti, penalti, penalti? Cine știe că a spus că e penalti? Jucătorii care au în jurul lui Găman... Dar nu se aude, dar nu pot comunica. Găman are în casă că aude ce îi spune. Tocmai de aceea cei de la FCSB cer desecretizare. Da, uite, ai și eu sunt de acord aici. Și mi se pare... Nu, da, se va ajunge la acest lucru, domnule Dinu Gheorghe. Într-un an, doi, vom avea discuțiile acestea publice. Hai să desecretizăm 13, 15, 1, 90, să terminăm cu desecretizările astea la ce a spus Găman. Găman... Dar n-ar fi interesant, domnul Dinu, să vedem și noi ce vorbesc arbitrii? Vreau să mai adaug un element. Găman, pentru că s-a ținut tare atunci când a fost chemat pe marginea terenului și a rămas fidel opiniei lui și a fost după aceea suspendat 4 săptămâni acum sau ceva de numai... Acum a zis, risc iarăși, dacă mi se spune din camera VAR ceva, haideți să fac cum ar fi din camera VAR. Aceasta este teoria celor de la FCSB. O accept, nu pot să contest, da? Ne-am gândit și la ce vorbeam, că Gămanul trebuia delega la ce joc, în primul rând, da? Pentru că putea greși. Să spunem că a și greșit, poate, da? Și atunci FCSB-ul contestă că doi jucători importanți pentru ei nu își vor juca cu Craiova, o echipă unde Găman locuiește, da? Au zis, dar de ce nu s-ar putea întâmpla ca în Liga? Să aibă microfon arbitru, efectiv, să se audă conversațiile lor. Păi cu ce i-ar deranja? Adică, apropo de scandalul rasist... Nu, se va ajunge la așa. Apropo de scandalul rasist... Să aibă microfon, să auzim și când jucătorii înjură ca la ușa cortului de arbitri. Păi, se vor auzi că unul de jucători eliminat, știi foarte clar ce atitudine asta, ce arbitrii, cum se comportă el. Dar pe de altă parte, știți că, apropo de Ișvan Covaci, știți ce spun 80% din fotbaliștii din România? Că are un comportament în ultimul hal, adică modul în care îi tratează, modul în care le vorbește, adică eu aș vrea, chiar aș vrea să auzim și noi, să vedem niște caractere, să vedem dacă Florinel Coman
e cel care înjură tot timpul, să vedem dacă Ișvan Kovac este arogant și le vorbește într-un mod, să spun așa, nerespectuos tuturor fotbaliștilor. Adică ar fi interesant să vedem. Să vedem ce vorbește Ișvan Kovac cu Ovidiu Hațegan sau, nu știu, poate un central cu un om din camera VAR, dacă are curaj să se ducă. Asta spun. Să vezi, ce vrei, adică, ce vrei tu să vă întâmplă, este 30 de ani probabil în fotbalul mondial sau românesc. Domnul Dinu, au făcut în Liga anul trecut. La un meci, da, știți că așa începe, la un meci. Așa începe și eu cred că se va ajunge și la acest lucru, pentru că în rugby există această practică. Da, asta spuneam eu, că la rugby se va ajunge probabil și va dura un meci 2 ore jumate. Nu, eu mă refer la transparența din rugby. Transparența, da. Acolo unde se anunță comunicarea, clar, se anunță, motivul, joacă, fa, așa, da, de acord. Da. Aici la noi, dacă se plânge, aici se mai ceva fi. Bine, la noi o să fie un pic, eu am încă senzația că nu toți arbitrii de asemenea, cunosc legile jocului. De asemenea, în Formula 1 există jocului. Acest sistem în care noi putem auzi live ce vorbesc cu oamenii în timpul cursei. Bine, fotbalul e un pic mai un joc care, grosolan, să spunem. Un joc care l-a pierdut FCSB-ul pe mâna lor, pentru că ei sunt de vină. Au stat discuții legate de acest joc. Domnul Dinu, la sfârșit când tragi din ei, dacă ai 3 meciuri în care ai jucat slab și te-au furat arbitrii, așa pierzi titlul. Adică nu e vorba aceea că echipele care câștigă sunt echipele care câștigă și când joacă prost. Acum, dacă tu joci prost și vine și arbitru și... Eu jucă prost și cu Iașiul la București. Și toată lumea a fost încântată. De asta îi plătesc. Iașiului fiind anulat un gol pentru un hands care s-a întâmplat ceva mai devreme. S-a întors faza. Nu știu, mie, încă o dată, am tot respectul pentru ce face Becali în fotbal, numai ca investiție mă refer, dar chiar să nu realizez că echipa ta trebuie să-i bată pe UTA la pas. La pas! Dar apropo de ceea ce realizează Gigi Becali, până la eliminarea, până la al doilea cartonaș galben lui Pantea, ei n-au jucat, adică... Domnule Dinu Gheorghe, dar Gigi Becali credeți că realizează că el n-are banca acum să se salveze de la retrogradare? Adică el are un prim 11 cu care se bate la titlu, dar banca lui este de echipă care încearcă să se evite retrogradarea. El a spus că pentru el este o afacere fotbalului și probabil că vinde jucători pe bandă rulantă cine are o ofertă convenabilă lui ca să rezolve ceva, nu? Pe bandă plus rulantă... că este foarte dezamăgit că jucători care au fost cotați de la 40, 30, 20 de milioane, avem două n-au plecat. Coman și Popescu, n-au plecat niciunde. Unul de-abia se chinuiește să prinde banca în clipa de față, nu echipa. Ceva acolo oricum, sunt mai multe lucruri care nu sunt în regulă. L-ai afară pe Crețu de 2 ore, adică anunți public. Și îl bagi acolo și acum, nu că îl bagi, dar rămâne. Cu Universitatea a zis Creva, care s-ar putea să fie titular. A zis că o să fie, da, că, și că rămâne, că nu are unde să plece și că nu mai pleacă acum. Adică, deja acolo ceva s-a sunt... Să joace Ovidiu Popescu acolo și joace Harus în fața apărării. Dar asta e puțin, că nu e Chiricheș. Da, plus că a scăpat un pic. Nu, eu vă spun altfel. Djokovic cu șut și cu Olaru linia de mijloc, Ovidiu Popescu fundaș dreapta, Haruț lângă... Șut accidentat, Haruț lângă Daua. Șut nu e accidentat? Deci șut nu știam să fie accidentat. N-a jucat nici la Arad. Eu știu că e accidentat șut. Nu. Dacă e adevărat, au acolo o problemă. Cineva juca fundaș dreapta sau... probleme, dacă mai apare și problema șut... Da. Dar vorba logică pe care, ce facem dacă nu joacă 3, 4, 5, 7 jucători, desfințăm clubul? Păi nu desfințăm clubul, dar nici... Nu te bazi la titlu. Credeți că în acest context Universitatea Craiova are o șansă bună în Ghencea? La cum au jucat la Craiova, nu știu ce șansă pot avea. Să schimbe atitudinea. La meciul cu Farul, la schimbe atitudinea de la un joc la altul, e posibil, dar pentru ce au făcut la Craiova ei... Nu știu cum domnul Rotaru acceptă așa ceva. Am văzut o explozie nervoasă din partea lui Mihai Rotaru și într-o declarație publică legată de jucătorii săi, apropo de ce s-a întâmplat la... Da, acolo cred că e un pic târziu, că jucătorii ăștia au tot fost cocoloșiști. Știi cum e? După ce ani de zile îi cocoloșești, când ești așa, nu te mai crede nimeni. E ca bancul ăla, lupu-lupu, când nu a venit lupul... Nu mai cred jucătorii. Jucătorii nu mai cred că... adică, și îmi pus că nu văd. Marcovici, Ivan, mi se par niște jucători care în felul și în modul în care se exprimă pe teren, nu pun asta la suflet. Adică... Ivan parcă mai vrea, Ivan să-mi agită puțin. Da, nu, adică dar Marcovici e... Nu vreau să zic că sunt nesimțiți, dar... Asta e... Se poate face băiatul în teren. Adică, asta e senzația. Ce talent are, ce calitate. Are poate nu fi bine pus în valoare de Craiova, dar nu cred. Adică... Nu. Are așa o atitudine asta așa de lăsătoare. Și mie mi se pare că băieții ăștia nu au cum, adică nu au tresărirea asta. Domne, a ieșit Mihai Rotaru și mi-a zis că de mâine mă apuc. Se gândește, zice, și ăsta ce
plec în Arabia, plec, mă lasă liber, mă duc, mă ia Rapid, mă ia FCSB. Adică mi se pare așa o... E un joc deschis, se poate întâmpla orice. Poate să și FCSB să câștige și Craiova. Nu, ce joacă cele două echipe acum, nu. Pentru că FCSB Cali zice, nu are cum să ne bată Craiova, pentru că Universitatea Craiova nu reușea să treacă de mijlocul terenului când era condusă cu 2-0 de Faro. Păi, da, era Faro în teren, nu era FCSB. Adversarul era Faro, nu FCSB. UTA a avut... A dominat, a fost parcă zburau. Deci ce necaz a avut Renic după povestea asta, da. Da. Cum ați primit această veste? Da, și îmi pare foarte rău. Am comunicat pe mesaje, în regulă, mi-a zis că în regulă. Sper să revine cât mai repede. El trăiește intens. Chiar dacă nu se manifestă chiar așa violent pe mașină, trăiește intens jocul și a avut multe momente în carieră, începând cu acel 2-0-2-3 la Bruxelles cu Anderlecht. Atunci a fost momentul când i-a marcat sănătatea. Da. În preliminarele Champions League. Da. Și... Dar sper să fie bine. E un bărbat tânăr, antrenor foarte bun, după părerea mea. Și... Dar s-a întâmplat la fotbal chestiile astea. Apropo de antrenor cu care ați colaborat în cariera dumneavoastră de președinte, Dan Alexa revine în prima ligă după niște ani în care nu a antrenat în prima ligă din România. Va fi antrenorul lui FC Botoșani, ultima clasată în Superliga. Cum vedeți această nouă provocare? Eu zic că are o problemă, Dan Alexa. El este un antrenor cu organizare foarte bună defensivă a jocului. De obicei, echipele unde el a performat, la Liga a doua, poate în special, foarte bine erau organizate defensiv, să spun, linia de apărare, mijlocașii, erau jucători care erau de acest profil. Aici, la Botoșani, din Celotaui, prea este o echipă care cam ataca, adică coloitorul a adus jucători mai profil ofensiv în special. Chiar și patronul își dorește ca echipa lui să joace, să nu facă, eu știu, un antijoc, să spunem așa, profitând de eroarea adversarului după aceea. Adică Dan Alexa n-ar fi chiar pe profilul clubului. Clubului, da, și ce dorește și a lotului care are dispoziția acum el. De asta spun că va fi greu. Chiar el la Mioveni a câștigat în cupă pe final 2-0, dar Mioveni nu este echipa care să spună, zic eu, problemă în momentul ăsta, la ce se întâmplă acolo. Dar da, spun, să spunem, îi doresc să reușească, am colaborat atunci când am colaborat bine, dar o să-i fie greu. O să-i fie greu pentru că, încă o dată repet, și patronul e format altfel pentru echipa, jocul ăsta, iar jucătorii care are, eu zic că nu sunt jucători cu profil eminamente, așa, defensiv, în spate, mijlocași și atacanții. Va fi greu să-i convingă să facă un efort în plus pentru fază de apărare. Andrei, mâine seara avem un afiș tare pentru istoria fotbalului românesc, nu? Rapid contra Dinamo, cu tribunele pline, cu o echipă Dinamo care vine după niște rezultate pozitive, victorii, rezultate egalitate. De partea cealaltă, Rapid și ea o echipă resuscitată care vine după acest încântător 5-3 din deplasare cu FC Craiova. Cum vezi acest meci? Dinamo a obținut niște rezultate pozitive, dar jocul nu e foarte, nu știu să spun, îmbucurător pentru fanii câinilor. Lipsește așa o... Parcă sunt câțiva jucători care încă sunt la nivel de Liga a doua. Mie așa mi se pare. Nu... Burcă scoate maximum din ce are, dar cred că Rapid e favorită, deși scorul ăsta din Bănie e așa, cu duș și întors, pentru că până la urmă Rapid a luat 3 goluri de la o echipă aflată într-o degringoladă totală, cu Vasilică și Drăgan, celebri preparatori fizici și secund care din când în când mai prind câteva meciuri pe banca oltenilor. Nu mi s-a părut, aștept să-l văd pe Rahmani dacă a avut așa un impact, a dat 2 goluri, dar nu mi se pare Lewandowski cum îl numeau unii. Pare ușor favorită Rapid, va avea și tribunele de partea ei, dar nu m-a surprins niciun rezultat bun pentru Dinamo, pentru că e inconstantă și Rapid. Am văzut că și acolo e o tensiune în continuare între galerie și conducere, pentru că a plecat Mikovski împrumut, abia venise, și am văzut că Bocciu, liderul galeriei, a spus din nou că trebuie să aduci profesioniști în conducere și că nu se mai poate, că e amatorism cum să aduci un jucător și să-l dai imediat.
Cumva, transferurile și astea... Și în străinătate se practică în mod constant. Da, da. Probabil că pe masiv vom vedea... Câți ani are băiatul ăsta? Are 24 de ani. De altă parte, da, Mazilu... Da, e la 19 ani, 18 ani. E adevărat, dar Mazilu va ajunge acolo, foarte probabil va fi împrumutat. Da, da, da. Ajunge. Pe de altă parte, unde ajunge Mazilu? Nu, dar pe de altă parte încep să te uiți. Nu, vreau să spun că practica aceasta cu a aduce un jucător și de a-l împrumuta imediat la alte cluburi din străinătate, Chelsea cred că nu mai știe ea cât jucători are împrumutat în Europa. De acord, dar parcă transferurile pe care le face Rapid sunt așa cumva, Cârjan, Andrei, e în aceea zonă. Când există Chelsea pe lumea asta... Nu mai poți vorbi de lipsă de profesionalism la cluburile din România. Da. Când vezi ce se întâmplă la Chelsea. Eu spun că mâine seara favorit clar Rapidul. Poate Andrei așa simte într-un Dinamo ceva, dar va câștiga Rapidul la o diferență clară, ai să vezi. A fost un atac sub centură așa. Da. Rapidul va câștiga la o diferență netă, o să vedeți. La 2-3 goluri diferență. Dinamo mi se pare, și am spus înainte emisiune și o repet, sper că cei care sunt acolo să înțeleagă că sigur, e un moment de bucurie, mai câștiga puncte, lumea vine, susține, e într-adevăr plăcut să lucrez la Dinamo, dar ca rezultate mi-e teamă că, spun repet, nu cumva, cu cele 6 echipe din play-off-ul anul trecut să nu facă niciun punct în 12 jocuri. Ar fi greu de recuperat și atunci... Păi da, lotul nu se permite, domnul Dinoi, că... Păi da, tocmai de-aia, Andrei, spun că lumea trebuie să fie acolo conștientă că lucrurile nu sunt în regulă. Și lotul e modest. Pe cine, domnul Dinoi, să fie conștient? Acum, sincer, Voicu și cu Niculescu vi se par doi oameni de fotbal, adică... Burcă, care e om de fotbal, să fie conștient de chestia asta. Burcă e conștient, dar el ce poate să spune? Au un director sportiv, acum nu știu cine domnul ăsta, pe ce criterii aleg ei, pe... Oamenii ăștia... Nu poate să fie cât actor în zona asta. Da. Că așa se lucrează. Da, da, nu știu, să fie foarte, foarte atenți, pentru că deja ar fi a patra înfrângere cu ce un... Doamne, există un singur profesionist în... Așa mi se pare, în afară de Ovidiu Burcă, mi se pare că restul care, oamenilor nu știu ce înseamnă și Ovidiu fenomenul. Burcă, care îi place să fie și puțin conducător, acum văd că el da, se dacă mai îmbracă și în sacul conducătorului. Se îmbracă, dar știți cum e, dacă te duci, nu știu, la o reprezentanță auto și eu mi-au un sacou pe mine și mă duc, dar în cardul meu are 2000 de euro, pot să mă iau 50 de modele de 1 milion, nu o să le iau. Așa și Burcă, poate să uite el să fie, dacă nu sunt bani, dacă nu poți să aduci jucători, dacă nu poți să plătești salarii. Și stați că încă acum, încă n-au venit... Puțin, că pe 4 avem procesul pe 4. Să vină procesul și să vedem ce se întâmplă cu planul de reorganizare și să vedem cu ce o să plătească mai departe, pentru că să conduci pe banii altora care nici măcar aia nu există. Ei, în clipa de față, lucrează pe vechiul plan. Au trecut 7 trimestre de când a fost aprobat planul și deja au început să apară datorii neplătite din urmă, perioada respectivă. Asta spun, și eu asta înseamnă faliment, înseamnă asta. Să sperăm că vor reuși, adică... Ei respingă acest cuvânt foarte dur pe care l-a spus. Și mie mi se pare, totuși, nu știu, poate o fi un substrat, nu-l întregem noi, această poveste cu cei doi domni care au venit, Preda și... Da, nu e a preotesc. Preda și nu a preotesc. Preda și încă o persoană a venit înainte. A fost și în emisiune aici, nu știu cum îl cheamă. Da, da. Da, și care au preluat câteva acțiuni. Care a preluat Cionca, da. A preluat 0,03% și mi se pare comic. Adică vine cineva cu potență financiară, am înțeles, oameni de afaceri, bine așezat în acest mediu al afacerilor, da? Și, domnule, vreau să ajut Dinamo, și iau 0,03%. Bun, și după aceea public spui că stai că vreau să-mi iau 10% la red de noi, dar aia nu vor să dea. Adică e ceva de ce să înțeleagă jucătorii sau, știu, lumea care merge acolo. Este un haos, să nu supere pe mine. Așa pare din afară. Pare un haos. 0,03, 0,02 și... Vin la ședință, la adunare generală, particip, știu că ești acționar, da? Cred că are mai puțin de 0,03. Păi nu, Socios, Cionca și Copred, au atât. 0,003, sunt 2 de 0 după virgulă. Au 28 de acțiuni, domnule. Cu 28 de acțiuni. Aș cumpăra și eu 2, aș cumpăra. Cumpăr tu vreo 4, că ești mai dinamovist. Asta zic, iau de acolo, de la Floricele. Dar vine Cristi Bocea și salvează clubul. N-ați văzut că a zis că el aduce 11 acționari. 15 milioane. Păi le mai trebuie 5 ca să acopere gaură lăsată când au plecat. Bine, acum, dacă tot glumim, o să apară probabil după ce vine Cristi Bocea cu acționari, o să apară domnul Nicolae Badea și o să găsească el un tertip prin care să blocheze și asta. Pentru că, nu știu, mie mi se pare, eu încă aștept momentul când Nicolae Badea o să iasă și o să zică
până aici v-am lăsat să vă distrați fiecare la scara lui și lăsați-mă să... E mai greu să vine Badea înapoi la Dinamo, la potența lui financiară. Dar nu știu dacă mai vrea. Credeți că mai vrea? Asta nu știu, nici eu nu știu asta, dar... Are și o vârstă și... Are și lui. O echipă a lui Dinamo acum... Are o jucărie. Are o jucărie de plastic. Da. Nu e de aluminiu sau de inox. E cam de cârpa aia de care vorbea Neamir Ceaușescu de juca. Am văzut niște scoruri pe acolo ce mai ia pe la... Bătăi, pe la junior, pe la astea, da, nu prea. Eu am ajuns la final de emisiune, domnule Dinu Gheorghe. Andrei, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la ProSport Live. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că v-ați uitat la emisiune și sperăm ca mâine seară, de la ora 18, când ne întâlnim aici la ProSport Live, să discutăm despre calificarea celor două echipe românești în grupele Conference League, Farul și Șef, și să aveți o seară frumoasă. Continuare! Să o dezorienteze pe campioana finlandeză. Aruncă de la margine Kiki. Gol frumos și important marcat de Kiki în această aventură europeană a celor de la Farul în disputa cu Sheriff Tiraspol. De altfel, acea dispută cu Sheriff Tiraspol din deplasare din Moldova a fost singura din ultimele 11 meciuri ale Farului jucate în deplasare în care echipa lui Hagi nu a marcat. Să vedem această contră a Farului. Prima acțiune periculoasă, o pasă. Mingea este respinsă în fața lui Dan Sârbu și finlandezii pot pleca pe contră. Excelent Nedelcu la recuperare. Din nou Sârbu, tânărul fundaș dreapta al Farului. Început promițător de meci pentru Farul, spre deosebire de ce s-a întâmplat în urmă cu o săptămână la Ovidiu. Ambele echipe au așteptat destul de mult să se cunoască mai bine. Acum parcă ceva mai incisive ambele echipe și vedem o nouă acțiune de atac. A încercat Sârbu să prelungească acea minge pentru Rivaldino. Nici Luis Munteanu nu a reușit să ajungă la acea minge. Aflat acum în posesia celor de la Helsinki. Da, și ca Helsinki cea mai titrată echipă finlandeză. De altfel, suporterii finlandezi și presa din Finlanda numesc această echipă clubul, pentru că este cel mai important club din Finlanda. Aflată pe primul loc și în acest moment în campionat, Helsinki. Distanța e mai mică decât în sezoanele precedente. Un singur punct față de Cup Scopio și, foarte important, urmează derbiul campionatului. Etapa următoare, sâmbătă, aici vine Cup Scopio. Cupa aflată pe poziția a doua, care la un moment dat a jucat cu CFR Cluj. Și dacă ne uităm pe formația celor de la Helsinki, nu pare să menajeze pe cineva. Da, miza e foarte mare, sunt bani mulți la mijloc. Da, aproape 3 milioane de euro poate încasa echipa care va merge în grupele Conference League. O sumă importantă. Deși vorbim de o țară, din punct de vedere economic, mai puternic decât România, acum un șut departe, cel care trebuie să dă Nedelcu, fără să ai pune probleme. Portarului de 38 de ani al campioanei Finlandei, Niki Mempa, specialist în transferul din Finlanda, spunea chiar astăzi în presa de la Helsinki. Acest transfer este capital pentru viitorul clubului. 38 de ani pentru viitorul clubului, un pic cam ciudat, dar e adevărat, e un portar cu experiență care a fost și prin Anglia, la Brighton, la Stoke. A apărat foarte puțin acolo, s-a remarcat mai degrabă în campionatul Olandei, la Venlo. Mai degrabă pentru prezentul echipei, iar putea ajuta cu experiența pe care o are, decât pentru viitor, sau cine știe, poate fi un exemplu pentru tinerii jucători de aici, de la Helsinki. Minge recuperată de Artean, prin fault însă, decide centralul acestei partide, Sebastian Gishamer, din Austria. Vedem momentul cu Artean, cel care deposedează prin fault pe Peltola. El a fost acolo cel faultat, iar Helsinki rea atacurile. Șansă bună pentru finlandezi, însă se închide bine și Farul la această fază. Lovitură de colț în favoarea echipei gazdă. Acțiunea șutarului Santeri Hostica. Ce lingua la colțul terenului. Acest Hostica are 6 meciuri naționale la Finlandei.
jucat în Polonia două sezoane la Borussia Dortmund. Se anunțau 6-7 mii de spectatori, nu cred că sunt atât de mulți. Oricum, stadionul are 10 mii de locuri. Stadion în imediat apropiere a cel mai mare arenă din Finlanda, stadionul olimpic. Care a jucat și Naționala României. Centrarea bună de tot și este 1-0 pentru echipa finlandeză, încă din minutul 5, gol marcat de Bojan Radulović, scăpat atacantul sârb născut în Spania de către defensiva farului. Ia, să vedem, poate golul nu se direcția lui, dezamăgit, da. Radulović, se pare că am scăpat. Din reacția lui, așa se pare, și discută în acest moment centralul. Singura chestie care s-ar fi putut întâmpla este ca mingea să fi trecut prin spatele porții, la centrare. Da. Aici vom vedea, nu? Nu avem de ce. Nu avem, centra cu stângul. Fault. La portar, la Ioani, din ce mi se pare pe această reluare. Dar golul este anulat și spectatorii sunt foarte nemulțumiți. Un paravan făcut acolo de Peltola, la Ioani, așa pare, cel puțin, iată de aici, poate vede mai bine. Nici de aici nu se vede exact. Se verifică însă faza. Am scăpat. Da. Am scăpat o decizie care a ajutat mult de tot pe farul. Începutul de partidă putea fi marcat de acest gol. S-ar putea să fost și offside acolo la Peltola, în fața lui Ioani. Era Peltola. Oricum, e o fază la care defensiva lui Hagi a cedat. Singur-singurel Radulović. Da, nu era ținut de absolut nimeni. Da, sărbul. Bună, mingea scoasă pentru Luis Munteanu. Mai departe, Luis Munteanu a încercat să iuțească Rivaldinho, nu i-a ieșit. Recuperează însă Dragoș Nedelcu. Sărbul scapă mingea în afara terenului. Încă Hostica. Parcă un început mai bun de meci pentru finlandezi. Spuneam înainte de această partidă că nu s-a văzut Radulović. Iată că acum, după 5 minute, putea să reducă acel handicap din tur de la Ovidiu, cu acea lovitură de cap mult prea singur în centrul careului. Asta cel mai probabil arbitrul a considerat că a influențat faza Peltola din acea poziție neregulamentară. Și tot finlandezii sunt în posesie în acest moment. Ajunge mingea până la Mempa. Urcă și farul însă. Încearcă să țină liniile cât mai departe de propriul care o până la urmă. Farul care are avans de un gol în dubla manșă. Cel puțin. Recuperează Nedel cu băluță pentru Rivaldinho. Aștepta Budescu o minge, dar nu pe culoarul pe care l-a găsit Rivaldinho. Nu s-au înțeles de multe ori nici în meciul tur. Am văzut câteva desincronizări între atacanții lui Gică Hagi. De minge ajunge până în careul lui Ioani. Nu poate să controleze acea minge Kieskinen. Să nici Băluță nu o respinge mult prea bine. Da, încearcă să se organizeze, încearcă să se simtă mai bine pe teren de la Helsinki. Minge lucrată de Lingman. Este palme. Farul creează o densitate bună, șanse puține pentru echipa finlandeză, cu excepția acelei lovituri de colț. În 9 minute farul a acoperit destul de bine terenul. Fost o fază fixă, din păcate farul l-a scăpat pe Radulović, din fericire s-a dat offside la Peltola, care se afla acum la minge, presat Peltola. Nu a insistat însă mai mult Băluță. Băluță și Nedelcu, doi mijlocași întorși de Gică Hagi la farul, care au crescut la Academia de la Ovidiu. Peltola deschide jocul în partea dreaptă, însă farul se apără bine. Vedem aceeași tactică din meciul tur, cu Artean, cel care din mijlocaș se transformă în fundaș central pe atacurile finlandezilor, reușește astfel să creeze acolo superioritate, să blocheze din culoarele eventuale de pasă către Radulović,
și mi-e greu să sparge această apărare a Farului. Am văzut, se poate întâmpla la fazele fixe. Aici trebuie ceva mai multă atenție din partea jucătorilor lui Gică Hagi. Larie se pregătește să trimită această minge către Luis Munteanu. Se luptă Luis Munteanu cu fundașii finlandezi, Rivaldinho cu călcâiul, nu ajunge însă mingea la Luis Munteanu. Da, e departe Copacabana de Helsinki, a cercat Rivaldinho în stilul cel mai brazilian să dezorienteze defensiva finlandeză. Și dacă ne luăm după vreme, clar este foarte departe, rece la Helsinki. Da, e o atmosferă tipică de ultima zi de vară. Finlandezi. Peltola pentru Lingman. Dar această așezare a Farului incomodează construcția campionului Finlandei. Sărbu foarte atent. Se agită pe margine Gică Hagi, încercând să ordoneze aceste acțiuni ofensive ale Farului, pentru că Farul are nevoie să atace, are nevoie să pună probleme numai pentru a le strica încrederea până la urmă finlandezilor. Da, e greu să fii presat timp de 90 de minute, să speri că nu se va întoarce acest rezultat. Cu trecerea timpului, oricum, finlandezii vor încerca din ce în ce mai mult să atace. Vedem momentul golului lui Radulovici și pe această reluare putem spune că e incomodat Ioani de Peltola. E o decizie foarte, foarte importantă pentru Farul. Adevărat că finlandezii au protestat puțin, dar nu sunt vehemenți la adresa arbitrului. În această eră a globalizării în fotbal, foarte interesant este că avem o dispută între două echipe care au pe terenul acesta, din 22 de jucători, doar 3 străini. Ceea ce înseamnă foarte multe, ne spune foarte multe, de fapt, despre filozofia celor două cluburi. La Hagi știam deja, încearcă să crească cât mai mulți fotbaliști, sunt pe teren doar Kiki și Rivaldinho. Finlandezii se bazează pe 10 finlandezi și pe Radulovici. O poveste foarte interesantă. E crescut în Anglia la Brighton, născut la Leida în Spania, pentru că tatăl său fotbalist juca acolo în Liga a doua spaniolă. Blocat acum de Ionuț Larie, capitanul celor de la Farul Constanța, prezent la participarea din cupele europene din 2006, atunci când Farul a ajuns în turul 3 Painter Toto. Larie era și atunci la Farul. Așadar, iată, o istorie întreagă pentru Larie la Farul. Da, și într-un sezon de record, însă magic, 3 goluri în același meci din toate din penaltii în acasă. Adevărat că s-a întâmplat în Superliga și în Europa. Lingman. Se mângă în spate pentru Tenho. Tenho găsește soluția cu pasă la Pirisoiri. Încearcă pressing cât mai eficient Farul. Încearcă Lingman în centru, însă mingea se duce în dreapta. Vreau să mingească foarte mult și Budescu. Referat ca titular în această dispută, Budescu, Rivaldinho și Luis Munteanu de atac, Mazilu doar pe bancă. Mazilu s-a suferit o accidentare în meciul cu Craiova, anunța Gică Popescu înainte de această partidă. Spunea că nu s-a antrenat la maxim în această săptămână sau în aceste zile de după meciul cu Universitatea Craiova. Probabil ar fi fost în teren. Nu știu dacă în locul lui Luis Munteanu, poate Rivaldinho era cel sacrificat. Însă aceasta este situația cu care trebuie să se confrunte Gică Hagi. Fault acum ce-i dorim lui Mazilu este să nu fie nevoie de el. Ar fi excelent să se descurce cei prezenți acum pe teren și să marcheze, astfel încât Mazilu să nu fie forțat. Palma lui Keskinen a fost
lovit sârbu, cel faultat. Ce alarie pentru Mihai Popescu. Vreau să spun că sunt ceva mai arțăgoși finlandezii față de ceea ce am văzut în meciul tur. Un pic mai lenți, parcă la Ovidiu. Acum, sigur, jucând acasă, având proprii fani în spate, cumva te obligă să ai ceva mai multă atitudine. Kiki pierde această minge, recuperează Peltola. Băluță însă foarte bine intervine și îl deposedează regulamentar. Se grăbește Budescu. Nu s-a înțeles acolo cu Rivaldinho și din nou cedăm posesia. Peltola, minge lăsată de Lingman pentru urcarea lui Halme. Urmărit acolo Halme de Băluță. Prea lui Băluță, însă reușește să fie mai inspirat cu pasa. Cet încet finlandezii au înghesuit cei de la Farul în propria jucătate, însă Hagi vrea o echipă scurtă, vrea o echipă reactivă. Și deocamdată iese 15 minute fără ocazii mari, dacă e să scoatem în calcul acel gol anulat finlandezilor din minutul 5. Păi, după anularea acelui gol, practic 0 șuturi pe poartă, 0 șuturi spre poartă și o posesie de 70% pentru Helsinki. Posesie însă care nu pune probleme pentru moment. Nu a ajuns de această dată Keskinen. Această minge trimisă în spatele defensivei. Să vedem cine are probleme. Misiune îndeplinită și nici măcar nu e pauză. Superbet. Go Super. Fanii veniți de la Constanța foarte activi. Bineînțeles, ar fi extraordinar și pentru ei ca Farul să ajungă în grupele Conference League. Vedem că nu sunt, sectorul lor nu este delimitat așa cu gard foarte înalt. Probleme pentru Rivaldinho, făcea semne de schimbare medicul echipei. Una spate, cred, pentru Rivaldinho. Să vedem dacă va intra Mazilu. Pe banca de rezerve sunt Andronache, Boli, Duso, Grameni, Grosu, Gustavo Martins, Mazilu, Queiroz, Enes Ali și Ionuț Vână, ca jucător de câmp. Buzbuchi este rezervat de portar pentru această dispută. Spuneai ceva mai devreme că poate nu va fi nevoie de Mazilu, dar iată că apare această fază cu Rivaldinho accidentându-se și obligat să schimbe Gică Hagi. Vom vedea în curând pe cine va trimite pe teren. E un meci atât de important pentru absolut tot ce înseamnă construcția lui Gică Hagi, Farul. O partidă care poate aduce și bani și notorietate, exact obiectivele principale ale acestui proiect. Miza este uriașă, uriașă și pentru Farul, dar și pentru România și coeficientul României. Sigur, depinde și de ceea ce urmează să facă și Sepsi în confruntarea pe care o are. Ar fi fantastic să avem două echipe în grupele, chiar și Conference League, pentru că deja Europa League și Champions League foarte neatins. Sigur, dacă ne uităm și pe echipele prezente în Conference League, deja sunt unele importante. Luis Munteanu către Rivaldinho, dacă nu mă înșel, a rămas pe teren în cele din urmă, brazilianul. Cât de rău îmi pare că Budescu nu a reușit să găsească soluția pentru un șut pe poartă. A fost o posibilitate foarte bună. Recuperare excelentă a lui Nedel cu Kiki. Băluță face cadou mingea finlandezilor. Radulović trimite în partea dreaptă, controlează Keskinen mai departe și o centrare bună Radulović de această dată marchează. Ce prostie a făcut Băluță! Era în posesie, nu era presat de nimeni și cu toate astea i-a
i-a dat o minge lui Radulovici. Faza s-a dezvoltat cu această centrare pentru atacantul sârb, care egalează situația la general. Este 2-2 acum. HK Helsinki și Falun, și pare că Gică Hagi are nevoie de un reset, pentru că apărându-se așa nu cred că poate rezista. Da, o greșeală uriașă din partea lui Băluță, un jucător la care te aștepta să dea siguranță, să joace simplu atunci când este cazul. Iată că de această dată nu o face, iar Farul este taxată imediat de acest Radulovici. 1-0 pentru HK Helsinki, iar jocul pare să curgă din ce în ce mai mult în favoarea finlandezilor, pentru că ei au dominat până acum jocul. Da, și mai e o eroare. Artean nu iese la offside după centrare. A lăsat pe Radulovic practic singur cu Ioani, iar sârbul reușește să înscrie. E doar a doua reușită în 8 meciuri europene pentru Radulovic. Nu s-a simțit foarte bine în Europa până acum. Farul pare dezorientată de această deschidere de scor în primele 20 de minute a finlandezilor, și jocul se discută în continuare pe aceleași coordonate. În cele din urmă, Rivaldini a rămas pe teren. Să vedem acum ce se întâmplă cu atacul Farului. Budescu pentru Rivaldini, o minge mult prea lungă pentru brazilian, protejează însă foarte bine Toivio, fără probleme pentru apărarea finlandeză. Multe greșeli, multe neînțelegeri între jucătorii de la Farul. Destul de greu să reușești să-i desfaci pe acești finlandezi cu aceste greșeli în acest moment. La felul în care arată finlandezii, iată ce minge trimite Radulovici. De această dată Nedelcu se repliază bine. Și o altă greșeală, o nouă greșeală în apărarea Farului. Spuneam, mult prea multe astfel de greșeli, nu poți pasa în acest mod la nesfârșit și să te aștepți să fii iertat de adversar. Probabil la pauză va fi o ședință fulger în vestiarul Farului. Ai nevoie ca Gigi să-și trezească puțin echipa. Deocamdată sunt multe erori în jocul terenului de construcție. Nici finlandezii nu au o echipă foarte solidă și atât mai rău ne pare că nu putem să vedem un joc mai consistent din partea Farului. Radulovici este blocat, sârbul pasează în spate, Altola parte, pare că se simte foarte bine Farul pe acest stadion. Vedem însă pasă pentru Luis Munteanu, mai departe Luis Munteanu, este pătrunderea lui Budescu. Budescu așteaptă, centrează Budescu pentru Rivaldini, însă acolo a ieșit foarte bine Toivio, fundașul central de 35 de ani al echipei finlandeze. A fost în Olanda la AZ Alkmaar în începutul carierei. Kiki, o nouă pasă greșită din partea jucătorilor Farului, recuperează de această dată Hostica, minge ajunge la Radulovici, însă o face mult prea lungă, închide bine și sârbul de această dată. Repet, Helsinki nu are o echipă foarte puternică și Farul este în fața unei performanțe foarte mari. Să vedem cum va gestiona acest rezultat de 2-2 la general. Practic, faptul că această campioană finlandeză cu începutul la 0 nu contează foarte mult. Rezultatul general e cel mai important. Probabil că se face schimbare, să vedem dacă va ieși Rivaldinho. Da, da. Rivaldinho înlocuit cu Mazilu. E momentul în care Mazilu are posibilitatea de a face o nouă demonstrație a calităților sale. Un jucător deja vândut la Brighton, să tânăr, cu multă energie, cu multă imaginație, care Hagi l-a dezvoltat extraordinar la Academia sa. Însă probabil că altul era planul lui Gică Hagi, cu Mazilu, poate pentru repriza secundă, poate pentru finalul meciului, dar iată că nu întotdeauna calculele a lui Sörli, care ia fața lui Ninai. Da.
Hai să vină frumoasă. Hai să vină o veste bună din camera VAR. A fost precedat această reușită a norvegienilor, dacă va fi până la urmă reușită, de acea mare ocazie de mai devreme. Dar să așteptăm. E gol. Da. A, era piciorul lui Ninai, clar îl ținea în joc pe Sørli. 1-0 pentru Bodo Glimt, e 1-0 și pentru Helsinki în meciul cu Farul. Lucrurile nu arată prea bine pentru echipele noastre. Avansează Ciobotariu, urmărit de Pellegrino. Frumoasă această trecere de posedat de Bjorkan, apoi intrarea este una neregulamentară. Sepsi poate juca un fotbal ofensiv de calitate. Așteptăm să arate acest lucru. E adevărat, nu are încă cuțitul la os, cum se spune. E abia minutul 25. În tur a revenit de două ori. E adevărat, prin două lovituri de la 11 metri. A doua a acordat așa cu mare larghețe de centralul acelei partide. Nikita Haikin, vă vorbeam despre el și mai devreme, este goalkeeper rus, născut în Israel, are 28 de ani, portarul celor de la Bodo Glimt, a jucat și în Rusia pentru Mordovia Saransk și cu Pancrasnodar. Ce a încercat aici Faris Mumbania, atacantul central camerunez, a vrut să înscrie un gol de senzație, își permite, iată, în aceste momente norvegenii să facă și spectacol. Mumbania, da, interesantă execuția sa la centrarea lui Pellegrino. I-a venit mingea un pic în spate și asta a fost soluția găsită. Mumbania e al treilea marcator în momentul ăsta din campionatul Norvegiei cu 13 goluri. Bodo Glimt a jucat 19 partide. Cel mai bun marcator al campionatului norvegian este însă Pellegrino, omul cu centrarea de la gol, aripa stângă. El are 16 goluri marcate în actualul campionat. Respinge Wembangomo și Franco. Nu ajunge la această minge, dar insistența lui e răsplătită cu această aruncare de la margine pe care o va efectua Dumitrescu. Varga combină cu Dumitrescu. Cercat o trecere spectaculoasă Saltnes, până la urmă Sørli degajează. Grønbæk, deposedat de Rodriguez, care vede cartonașul galben. Foarte abil aici, zice Grønbæk. Contactul a existat, s-a pus însă în fața jucătorului argentinian, iată, și a provocat acordarea acestei lovituri libere, a provocat faultul lui Rodriguez și, evident, lovitura liberă, apoi cartonașul galben. Pe digisport.ro și în aplicația Digisport vedeți cum prefațează Cristiano Bergo, de antrenorul Rapidului, derbiul de mâine seară cu Dinamo și, de asemenea, de ce este panică în momentul ăsta la FC Barcelona. Ar putea pleca un om de bază liber de contract. Sørli înapoi la Wembangomo. Avansează Mu. Din nou Wembangomo. E sărit față de meciul tur, mijlocașul central Berg e sărit de construcție, e izolat destul de bine acolo de coborârea lui Șafranco. Berg a marcat în tur cu un șut din marginea careului. Sørli profită de alunecarea lui Dumitrescu, iată-l pe Berg, șutul lui Berg, minge deviată, scoate Nițui, 2-0. Marchează Pellegrino, care urmărește foarte bine șutul lui Berg. Spuneam că în tur a reușit să înscrie chiar el cu un șut din afara suprafeței de pedeapsă. Acum șutul lui Berg deviat, e adevărat, respins de Nițui în față. Pellegrino urmărește foarte bine, e poziție corectă aici, îl vedem în centru pe Ninai. Dar să vedem la poziția lui Pellegrino momentul șutului. Asta nu am văzut. Asta e întrebarea, dacă e sau nu un offside într-o execuție lui Berg. Pellegrino, el părea sigur în poziție regulamentară, părea sigur că a fost în poziție regulamentară, dar nici nu am avut un stop cadru cât de cât să ne putem da seama. E la limită faza, pare mai degrabă în poziție regulamentară, e Ciobotariu în spate.
perspectiva asistentului era una foarte bună, da. Vedem. Eu cred că e gol. Dar așteptăm să vedem. Ciobotari, un plan depărtat. Cred că avea piciorul și-l ținea în joc pe Pellegrino. Într-adevăr, este 2-0. 2-0, Sepsi încasează la un interval scurt două goluri. Iar de aici, într-adevăr, misiunea devine una foarte, foarte complicată. Au condus de două ori în tur cei de la Bodoglind. Evident, de fiecare dată avantaj minim. Acum au un avantaj de două goluri. Este blocat acolo momentul pasei Saltnes. Însă e blocat neregulamentar. Amal Pellegrino, în acest cadru, e un... Am zis mai devreme că mie uneia îmi aduce aminte de... sau mă duce cu gândul Alexander Isak de la Newcastle. E un fotbalist foarte interesant. Spuneam că a fost cel mai bun marcator al echipei în sezonul trecut. A fost însă și golgheterul campionatului norvegian în ediția precedentă. Și asta în condițiile în care Bodo Glimt a trenat la 18 puncte de campioana Molde. Pellegrino a marcat atunci, în cursul lui 2022, 25 de goluri. Iată o schemă a norvegienilor, respinge Ninai, Grønbæk pentru Sørli, un șut din întoarcerea lui Mumbania și Pellegrino scapă de minge. Pariază pe fotbalul mare din Europa și adună surprize zi de zi. Cu funcția Playmaker pui până la 10 pariuri din meci pe același bilet. Dă-ți jos aplicația și urcă-ți cota. Minutul 31, Norvegia la Bodo. Din păcate 2-0 pentru formația gazdă contra celor de la Șef. Și în returul play-off-ului pentru calificarea în grupele Conference League, minge trimisă în spate de marcatorul golului de 2-0 Pellegrino. La un moment dat, Pellegrino a fost la Damac, formație din Arabia Saudită, pentru care a jucat și Budescu și la care acum antrenor este Cosmin Contra. Joacă Bjorkan pentru Mu. Wembangomo. Respinge Ninai până la Varga. Coborât cam mult, ar trebui să stea mai sus Varga pentru a avea posibilitatea unui contraatac. E aruncare de la margine pentru Sepsi după această intervenție a lui Wembangomo. Dumitrescu trebuie să lase deoparte orice trac, orice emoție cei de la Sepsi, să înceapă să joace. Aici e un foul făcut de Berg. O zgură liberă pe care o va executa Păun. Trimis puțin mai în spate. Sunt primele goluri încasate de Sepsi în deplasare. Dacă considerăm și Supercupa României ca meci jucat în deplasare, atunci Sepsi nu primise niciun gol pe teren străin. Dar, din păcate, a făcut-o acum. Iată, la cel mai important meci. Avansează Bjørtoft pentru Pellegrino. Iaut, prea tare pasa pentru Bjorkan. Hai băieți, trezirea e 2-0 pentru Bodo Glimt. În momentul ăsta Șefci are nevoie evident de două goluri pentru a fi din nou la egalitate și în această partidă de retur, dar mai ales la general. Cu formația norvegiană pasează Bălașan, diagonal îl caută pe Vorgo, reușește să respingă Wembangomo. Aproape de intercepție Ștefănescu, pune acolo piciorul Rodriguez, face pressing Șafranco, Bjorkan îi trimite portarului Haikin. Rusul direct la Păun. Păun cred că a încercat să colaboreze cu Vorgo, acum îl faultează pe Wembangomo. Au bătut repede lovitura liberă cei de la Bodo. Se retrage însă Sepsi. E adevărat, poate la pauză sau după pauză să abordeze un alt stil cu pressing sus în terenul advers. Pe
pentru că altfel, dacă îi aștepți, pot pasa la nesfârșit aici, în propria jumătate de teren. Adevărat, avansează Mu, pasează rău, aruncare de la margine pentru Sepsi. Dumitrescu, cel care se pregătește să repună mingea în joc, vine la primit Alimi. Dumitrescu greșește, a plecat Mumbania, foarte bine Ciobotariu, așteaptă și pierde balonul Păun în fața lui Grönbeck, bună pasa, atent Bălașa, reușește să respingă, aruncare de la margine pentru Bodo. A repus Wemba Ngomo, deposedat Berg de Alimi. Rodriguez, Păun, Dumitrescu, nu, este Varga, acum apare Dumitrescu, Păun, mai departe la Bălașa, Bălașa pentru Ștefănescu, Ciobotariu, centrarea lui Bălașa, deviază Ștefănescu până la Șafranco pentru Ștefănescu, nimic aici, forțat mult Ștefănescu. Și iată contraatacul lui Bodoglin când se pasează direct afară Mumbania în căutarea lui Pellegrino. Ștefănescu în continuare pe gazonul sintetic de pe stadionul Asmira. La un moment dat exista un proiect pentru a se construi un stadion nou la Bodo. Oh! Este agățat. E agățat acolo Ștefănescu. În momentul în care își retrage piciorul jucătorului Bodo, mie unei așa mi s-a părut că a fost agățat. A întins un picior în fața lui Ștefănescu, apoi și l-a retras. La retragere s-a întâmplat ceva, la retragerea piciorului, însă nu suficient pentru a-i se spune lui Rob Harvey măcar să vadă relorile. Aruncă Ciobotariu, Berg degajează pentru Mumbania. Mai abil aici Nina îi reușește să-i ia mingea. Acum Nițui primește Bălașa. Moment de liniște în fine pe stadion, după ce au scandat în continuu. O pasă cu capul a lui Dumitrescu. Varga era în offside, Șafranco venea din poziție regulamentară. Wemba Ngomo la interior reușește să-i trimită lui Saltnes. Forțează însă jocul, întoarce la Wemba Ngomo. O pasă care îl obligă pe Bjørtoft să degajeze un luft al lui Ninai. Nu era nimeni lângă el. Spuneam că a existat la un moment dat un proiect pentru a se construi un stadion nou aici la Bodo. Însă s-a renunțat la el pentru că s-a preferat modernizarea vechii arene pe care se joacă această partidă. Spun veche pentru că a fost inaugurată în 1966, renovată în două rânduri în 1980 și în 2008. Arena are 8270 de locuri și vedem, sunt multe locuri goale acolo în peluză. Însă de ce ar avea nevoie de mai mult Bodo Glimt în condițiile în care locuiesc puțin peste 41.000 de oameni în Bodo? Aici o lansare pentru Sirli, jucătorul care a deschis scorul. Sirli, Dumitrescu interceptează. Iată de ce era liniște, eu nu-s mai devreme. Se odihneau oamenii ca să pornească din nou, să înceapă din nou scandările. Sirli se accidentează. Problemă musculară, va intra Gullickson în locul lui. Fotbalistul care a fost titular în meciul tur. Iată-l echipându-se acolo. Problemă musculară pentru Sirli după sprintul de mai devreme. Și cred că a fost, era o problemă de care erau conștienți cei de la Bodo Glimt, pentru că am văzut cât de repede a reacționat Tobias Gullickson. Da, lucrurile sunt limpezi. Imediat o să fie înlocuire. Da, s-a ținut acolo și ținea strâns mușchiul. Înseamnă că probabil s-a produs o ruptură musculară. Dar e adevărat, stă acum până când Gullickson va fi gata să intre pe teren. Revedem golul al doilea, marca de Pellegrino, șut cu stângul al lui Berg. Asta înseamnă să ai un mijlocaș central de valoare. Au dat 4 milioane și jumătate pe Berg pentru a-l aduce de la Lens.
în tur a marcat cu dreptul, acum marchează, acum, mă rog, contribuie la fază cu stângul. Mijlocașul central al lui Bodo. Bine, cred că au dat pe Patrick Berg exact când luaseră de la lans, pentru că a stat câteva luni la formația franceză și s-a întors Patrick Berg. 7 luni, mai precis, a fost jucătorul lans, mijlocașul central al celor de la Bodo Glimt. Deocamdată în 10, cei de la Bodo, până când va intra Gulicsen. Să vedem atacul formației lui Liviu Ciobotariu. Nicolae Păun în spate către Rodriguez, fostul jucător de la FC Botoșani și CFR Cluj. Argentinianul încearcă să lanseze pe Vorgo, însă au o problemă cei de la șef și cu dezvoltarea acțiunilor ofensive până în acest moment al jocului. La bucurie maximă în tribune. Echipa lor favorită conduce aproape de o calificare în grupele Conference. Bălașa, nicio șansă pentru Ștefănescu, la o astfel de minge, Grönbeck, Bjorkan, frumoasă această incursiune a fundașului stânga, Pellegrino în fața porții, respinge Bălașa, e mai rapid Păun aici, iar acum Dumitrescu pentru Păun. Tot aici avea soluție în centru la Rodriguez, iese Nițui și degajează, respinge Mu, pune mingea jos Grönbeck, a recuperat Rodriguez, Păun reprimește, e liber aici Dumitrescu, trebuie să urce cu mai multă hotărâre, l-am văzut pe Bjorkan mai devreme, e o pasă inutilizabilă a lui Dumitrescu, s-a grăbit inutil. Nu a arătat personalitate la această fază fundașul stânga al lui Sepsi, pentru că avea banda liberă la dispoziție să urce. În 10 îi se cere lui Ciobotariu să dea mingea în afara terenului pentru ca schimbarea să se poată efectua. Dar Gulicsen în locul lui Sörli. Da, și acum e aproape aceeași, cum precizești tu mai devreme, din momentul ăsta e aproape aceeași echipă folosită în prima manșă de Kjetil Knudsen. Gulicsen, jucător de numai 20 de ani, a evoluat până în vara acestui an la Strømsgodset, fost adversar al celor de la FCSB din primările Champions League. O pasă bună de această dată a lui Dumitrescu pentru Vorgo, păzit acolo Vorgo de Mu, centrarea lui Dumitrescu! Oh, este gol! Izni Kalibi! Șef și înscrie minutul 42. Andres Dumitrescu de această dată centrează foarte, foarte bine și Alim înscrie, cum a făcuse și la Sfântul Gheorghe în urmă cu o săptămână. În sfârșit, o fază coerentă de atac a trupei lui Liviu Ciobotariu și avem golul care ne dă speranțe. Aiki nu reușește să respingă aici, dar nu-i nicio problemă pentru noi. Eu fi intrat soarele în ochi portarului rus. E comic golul încasat de Haikin, dar spunem mulțumesc acestui cadou. A respins Cala Junior în proprie poartă. 2-1, Bodo Glimt. Poate acum conștientizează cei de la Sepsi că se poate juca împotriva acestei formații. Parcă trebuie să arate personalitate, așa cum a făcut-o Alimi, care a urcat foarte bine din postura de mijlocaș. A intrat acolo, Varga a ieșit la margine pentru combinație, dar a intrat Alimi, Pellegrino, Bodo revine în ofensivă. Bjorkan, aude poartă, da? Aude poartă și mi s-a părut la fel, deși limbajul corpului lui Ciobotariu era al unui vinovat, adică mi s-a părut că a fost corner. Greu să ne dăm seama după aceea reluare, dar e bine că s-a dat aud de poartă. Ciobotariu pasă pentru Rodriguez, blocat argentinul de Patrick Berg. E un gol venit și aș zice foarte, foarte bine, puțin înainte de pauză, un gol venit să întărească și moralul celor de la șef și dincolo de
reda speranța lor, speranța noastră într-un rezultat de calificare în grupele Conference League. Pasează Ciobotariu, dar unul dintre Ștefănescu. Oamenii, da, Ștefănescu este cu probleme medicale. Nu, și-a încasat o lovitură de la Grönbeck, cred. E adevărat, diferență destul de mare de statură. A mai și alunecat Ștefănescu, iată. O încasează aici. A, Saltnes a fost, nu Grönbeck. Grönbeck era lângă el. Dar, na, câteodată e și un dezavantaj în a fi mai mic de statură decât adversarul tău. S-a reluat jocul, posesie pentru Sepsi. Ultimul minut al primei reprize, Saltnes... Reușește Berg, dar intercepție frumoasă a lui Păun. Nu are curaj să se ducă. Întoarce balonul la Dumitrescu, cere mingea și vine pasa lui Dumitrescu pentru același Alimi. Pune mingea jos, dar a fost offside. S-a ridicat fanionul de la margine, dar bune, bune aceste infiltrări ale lui Alimi și un jucător care cere mingea în spatele apărării adverse, pentru că Bodo are această așezare riscantă. Chiar și pe minge controlată, cum spun antrenorii, ei stau sus. Aici Bjorkan din nou avansează, fundașul stânga, centrare paralelă cu linia careului, Faris Mumbania. Bjorkan în careu, condus acolo de Ciobotariu, nu trebuie să-l atace decisiv, e cu spatele la poartă, întoarce la Grönbeck, îi scoatem din careu și reușim să interceptăm acolo prin Bălașa, care aruncă balonul în aut. A avut și Șepși, un jucător asemănător cu Mumbania, ne-l aduce aminte pe Kevin Lucasen, la fel foarte puternic. Acum Saltnes șutează după incursiunea lui Grönbeck. 5 minute suplimentare pentru prima repriză, iar cei de la Bodo Glimt, iată, atacă din nou foarte hotărât. N-au acuzat multă vreme golul încasat în minutul, din golul din minutul 43. În pauză și la final sunteți așteptați la Fotbal Club de Radu Naum și invitații săi. E, aici a încasat mingea într-o zonă sensibilă. Bjorkan are nevoie de puțină vreme să-și revină. Spuneam mai devreme că Bjorkan a fost la Hertha Berlin, a semnat în decembrie 2021 înțelegere pe 3 ani formația germană, însă în 2022 Hertha îl împrumuta la Feyenoord. Are 9 partide pentru selecționata Norvegiei, fundașul stânga a lui Bodo Glimt. Da, și vedem la el, adică se vede la el că a trecut prin Germania, prin Olanda, e foarte ofensiv Bjorkan, îl ajută și tehnica. Aici e fault clar la Ștefănescu, făcut de Saltnes. Rodriguez bate lovitura liberă, așteaptă argentinianul, nu e convins de soluțiile pe care le are. Bună pasă la Ciobotariu, combină cu Șafranco, deviere nereușită, a recuperat Saltnes. Berg pentru Gulliksen. Gulliksen combină cu Ninai, iar acum Alimi. Alimi protejează excelent, puternic. Alimi trebuie să-l aștepte pe Dumitrescu, de ce înapoi, nu e nimic aici. Alunecat, deposedat de Gulliksen, se declanșează un contraatac al lui Bodo. Grönbeck pentru Pellegrino. Pellegrino vine cu centrarea, Ninai nu respinge și Nițui prinde din fața lui Grönbeck. Bun Dumitrescu aici, care a strâns la timp. Din nou emoții și din nou o eroare a lui Branislav Ninai. Centrarea cu efect a lui Pellegrino, dar asta nu este o scuză pentru fundașul central slovac. E bine că s-a terminat cu bine această acțiune a norvegenilor. Repunere de la margine pentru formația lui Liviu Ciobotariu, din ce în ce mai agitat. Antrenorul celor de la Șef și conduce echipa din vara acestui an, după plecarea lui Cristiano Bergodi. Acum Patrick Berg cu o pasă pentru Grönbeck. Grönbeck avansează, așteaptă sosirea lui Pellegrino. Primește acum jucătorul de origine tanzaniană, îi trimite lui Patrick Berg. Berg mai departe către Gulliksen. Gulliksen a simulat o centrare, acum a vrut să-i paseze lui Pellegrino.
Bună pasa lui Alimi pentru Șafranco. Obține o aruncare de la margine. E bine că își ajută echipa să iasă din propria jumătate de teren. Dar cumva parcă se simte oboseala și uzura acestei prime reprize. Tura lui Radu Naum în studioul Fotbal Club.
dar e nu are soluții, trebuie să trimită Ruge la bătaie, iar Luis Muntean nu are nici o șansă în fața lui Toivio. Greu de spus și ce modificări ar putea să facă Gheorghe Hagi. Depinde, dacă vrea să închidă aceste culoare, ar putea să fie de folos poate Boli, poate Duso, sau dacă vrea să forțeze, deși în momentul acesta, dacă te deschizi cu felul în care atacă finlandezii, ar putea fi letal. De ce nu Dramenii? La el mă gândeam și vreau să spun că poți risca, dar cu presiunea exercitată de finlandezi, greu de spus ce ar putea urma. Întola cade și obține lovitura liberă după intervenția lui Nedelcu. Atenție, Nedelcu are galben și faulturile repetate s-ar putea să-l aducă într-o situație complicată. Aici nu era cazul de-al doilea galben, asta e foarte clar, însă faulturile repetate sunt analizate. Luis Munteanu cred că a protestat și a fost avertizat verbal de către arbitru. Toivio. Altola se mai rog pentru Halme. Radulovic între liniile farului. Asta este pentru Pini Soiri. Pini Soiri se întoarce centralului Lingman. Iese Ioani, scapă mingea! Ce eroare a lui Ioani! Mari probleme în defensiva farului. Până la urmă răsuflăm ușurați. Farul e în continuare la egalitate cu HK Helsinki, dar suferă rău de tot în defensivă. Ce greșeală a comis Ioani. A ieșit pe acea centrare, putea să rețină foarte simplu mingea, dar a scăpat-o în față, norocul Larie. El a fost cel care a respins din careul mic. Și doar prin intervenția arbitrului farul mai respiră. Minutul 62, greu de tot pentru farul. Trebuie să iasă cumva din aceste momente grele. A avut șansa aici farul, Ardean a căzut foarte, foarte ușor și înaintea momentului în care a ajuns în contact cu adversarul. Intră Boli, iată, în centrul defensivei se vor schimba lucruri și de asemenea Damian Duso, oameni de factor defensiv. Spuneam de amândoi defensiv mai devreme, iată că Hagi alege să-i trimită împreună în teren și nu să aleagă între ei. Este sârbul între Duso, post pe post, fără absolut nicio problemă. E și Nedelcu. Și a intrat Boli. În acest moment Ardean clar urcă la mijlocul terenului, chiar și pe fază defensivă, iar Boli ajunge al treilea fundaș central. Hagi încearcă să își responsabilizeze defensiva în aceste schimbări. A văzut că sunt foarte mari găuri după erorile la construcție, mai ales ale lui Nedelcu, care avea și galben. Duso reușește o recuperare. Continuă Duso. Minge lăsată însă în spate până la urmă de jucătorul care prestă, Martinica. Care de la margine. După farul. Și după mult timp farul iese din propria jumătate. Kiki caută soluții, nu prea are, nu prea vin să-l susțină colegii săi. Acum abia Ardean. Pasă destul de grea pentru Kiki, se descurcă totuși fundașul stânga. Luis Munteanu primește presat de adversarul său, reușește să scoată la Mazilu. Mazilu pe stângul pentru Budescu. Budescu blocat fără probleme de Halme. Popescu pentru Duso. A intrat doi jucători cu pașaport francez. Ne-am dus ore peste Martinica, dar e născut în Franța, în fel și Boli. Ardean. Pentru Luis Munteanu, Kiki este lângă el, Luis Munteanu se duce în centru, combinația cu Budescu. Era prins acolo, ca într-un clește Budescu, nu avea pe unde să treacă. Kiki, Budescu intră în offside, Kiki pătrunde, continuă Kiki, însă a scăpat mingea de sub control. Se grăbesc și finlandezii și greșesc. Mingea ajunge până la Ioani.
Se vede presiunea și la Ioani. Preluare deloc fericită mai devreme. Dar e bine că Farul ține de minge. A reușit să scape de acel moment greu. Și poate prin schimbările făcute de Gică Hagi va reuși să blocheze mai bine atacurile gazdelor. Un scripă de panică în defensiva Farului. A rămas 1-0, iar la general în continuare egal. Kiki nu reușește să descurce. Balon scos în dreapta, Radulović pătrunde și el Hostica. Vasi trimite în spate pentru Peltola. Știu și finlandezii că orice minge pierdută la mijlocul terenului poate însemna eliminarea din competiție. De aceea nu mai riscă. Toivio. Pasa lui Toivio. Vasi de spate la Peltola. E totuși de vreme să te gândești să nu-ți mai asumi riscuri pentru ambele echipe. Uso revine și reușește să oprească acțiunea lui Piri Soiri. Peltola. Vasi. Surprins Kiki, Coasi trimite foarte bine într-o zonă în care s-a apărat totuși eficient Farul. Deși nu mi s-a părut că acolo voia să trimită. Da. Și așa a ieșit până la urmă. Mazilu se întoarce pe stângul. Băluță cu această diagonală către Munteanu. Nu ajunge nici de această dată pasa lungă a lui Tudor Băluță. Iar Farul trebuie să aleagă din nou, să alerge din nou pentru recuperare. Dacă la Ovidiu am putut spune că victoria Farului a fost meritată aici la Helsinki, echipa campioană a Finlandei așa mai bine și nu a strălucit. Invenție bună și doar au de poartă. O brigadă de arbitri care i-a enervat la culme cei mai fericiți oameni din lume. Dacă stăm să calculăm să ne uităm la acel clasament, Finlanda pentru al 6-lea an consecutiv a fost desemnată cea mai fericită națiune din lume. Parul poate pleca fericită de la Helsinki în cazul unei calificări în această partidă foarte intensă. Ar putea să modifice un pic această statistică. Măcar să spunem, sau să mai scadă procentele. Măcar pentru câteva ore, da. Așa ar fi bine. Căsul lui Smunteanu. Tovio a spus corect. Presat Kiki. A greșit. Aruncare de la margine pentru Helsinki. Pasivi Benisan, cel care a jucat foarte bine în această seară. Evio Peltola pentru portarul Mpa. Căzut Kiki, mingea s-a dus însă în fara terenului. Farul are nevoie de un moment de inspirație, are nevoie de o fază în care Budescu să găsească cheia defensivei finlandeze. Acum însă Keskinen pătrunde către poartă. Keskinen iese a Ioani. Keskinen se închide. Keskinen nu a găsit soluția unui șut, deși la un moment dat putea să șuteze. Lingua centrează și este golul lui Radulović. Dublă a atacantului sârb. Minutul 70. Iar de acum Farul nu mai are ce apăra. Sperăm să se arunce către poarta veteranului Mempa, care nu a fost testat în primele 70 de minute. O nouă greșeală comisă de Farul. Pasă greșită a lui Luis Munteanu. O pasă simplă la mijlocul terenului, dată către adversar. Iar de acolo a ieșit această fază. Sigur, a continuat până acum, până în acest moment în care vedem cum Keskinen a pasat, dar nici defensiva Farului nu s-a repliat. Vine greu Kiki, Radulović singur, îl execută pe
multă vreme nu s-a mai apropiat de careul celor de la Șef și Sântu Gheorghe. O face însă la această fază. E prima lovitură de colț a meciului. Nu am avut până acum așa ceva. Berg. Minge respinsă. Balonul ajunge la Wembangomo și e aruncare de la margine pentru pentru cei de la Bodø/Glimt. E 2-0 la Helsinki pentru HEK împotriva Farului, minutul 70, chiar un rezultat supărător. Dar aici deocamdată e bine, Sepsi se apără exact. Minutul 67, însă trebuie să mai încerce să țină de minge, să pună probleme. Nu, cu această pasă pentru Gulliksen, centrează Gulliksen, Pellegrino! E acolo Ciobotariu pentru a bloca șutul șeptarului Bjorkan. Minge așezată de Grönbeck pentru Pellegrino, din nou Bjorkan. Berg îi trimite lui Mu, mingea este pasată greșit de Mumbania și poate fi contraatacul lui Șepși, dar mingea a fost întoarsă pentru Roland Nițui. Recuperează Berg, jenat acolo de Alimi, a lăsat avantaj centralul. Bjorkan, Bjorkan, neobosit acest Bjorkan, e adevărat. E aici, pe la jumătatea terenului, el nu a creat deocamdată ceva periculos, dar Sepsi s-a retras cam mult, în 30 de metri, vedem, e toată echipa. Pellegrino ezită să centreze, centrare spre Mumbania, nimic. Oricum, diferență de gabarit între Mumbania și Dumitrescu. Da, există VAR, iată-l cum l-a prins acolo pe Dumitrescu. Mumbania. I-a ținut și Dumitrescu puțin brațul, dar în finalul duelului nu s-a petrecut absolut nimic. A avut dreptate și ne bucurăm arbitrul, că a lăsat jocul să continue fără să intervină. Mingea este respinsă acum de Păun, încearcă să-l găsească pe Vorgo Dumitrescu până la Șafranco. Șafranco a ratat pasa. Abia aștept să-l văd pe teren și pe Mario Rondon. Cred că poate să aducă mult, mai ales la capitolul contraatacuri pentru formația arenată de Liviu Ciobotariu. Chiar cred că el ar putea să dea lovitura pe contraatac pentru Șepși în acest meci. Pasă pentru Wembangomo. Fundașul dreapta îi trimite lui Grönbeck. Grönbeck, vă reamintim, este jucător danez venit la Bodø/Glimt de la Aarhus. O fost adversară pentru Ilie Dumitrescu din cupele europene. Dumitrescu, Florin Prunea și Andrei Cristea sunt invitații lui Radu Naum la Fotbal Club imediat după finalul acestei partide. Avansează Mu, faultat de Șafranco, cartonaș galben. Duce mâna la buzunar arbitrul. Da, pentru faulturi repetate, cred, încasează galbenul acesta Șafranco. Că aici nu putem spune că a oprit un atac periculos. Acțiunea celor de la Bodø/Glimt, dar atacurile se opresc undeva la 30 de metri. A intrat pe modulul defensiv Sepsi și o face foarte bine. Adevărat, au mai obosit probabil și norvegienii, măcinând în gol. Pellegrino are un pic de spațiu aici. Grönbeck în marginea careului. Grönbeck vrea să spargă acolo. Grönbeck, un șut mult pe lângă poartă. Bine că nu e premiat pentru insistență la această fază Albert Grönbeck, jucător de 22 de ani, fost internațional danez de tineret. Mâine sunt primele meciuri ale rundei din Superliga pe Digisport 1 la 18:30. Petrolul Ploiești, Oțelul Galați la 21:30 de minute. Derby Rapid contra Dinamo, tot mâine
Avem Roma-Milan printre alte partide de pe plan extern. Sâmbătă, iarăși printre altele, Napoli-Lazio, iar duminică Arsenal contra lui Manchester United. Primește mingea aici Ștefănescu. Ștefănescu faultat, scoate lovitura liberă, inteligent aici în duelul cu Bjorkan. Arată că i-a băgat mâna în față Ștefănescu. Asta i-a arătat arbitrului asistent, supărat. Și e momentul, ar fi momentul pentru un gol pentru Sepsi la această lovitură liberă. Dacă Ștefănescu va scoate ceva din stângul lui, să vedem. Centrala lui Ștefănescu spre poartă. Mingea este deviată, urmărește Varga, dar o lasă să iasă în afara terenului. Da, mă gândeam din nou la felul în care cântă fanii lui Bodo Glimt. Cred că ne-am impresionat pe toți în această seară. E micul zid galben din Norvegia, ceea ce vedem la tribuna din plan depărtat. Aikin repune mingea pentru Bjorkan, mai departe către Grønbæk. Optarul danez pasează la Brice Wembangomo. Spuneam că și fratele lui Brice Wembangomo, Hug pe numele său mic, a fost jucător. Brice Wembangomo a avut însă mai mult succes decât el. Fratele său s-a lăsat înainte de a face 30 de ani. În schimb, fundașul dreapta lui Bodo Glimt are o partidă pentru selecționata Norvegiei. E ceva. Adică e, putem spune, într-un fel sau altul, aproape de Erling Haaland, nu? E coleg de selecționată cu Erling Haaland. Matarazzo, cu această pasă a intervenit Rodriguez. Aruncă de la margine Bjorkan. Pellegrino scoate la Mu. Cum Wembangomo. Din nou Mu. Bjørtoft. S-a făcut din nou liniște pe stadionul lui Bodo. Mai au o pauză spectatorii, o diagonală pentru Pellegrino. Cerca să-i așeze lui Grønbæk, a degajat foarte bine pe un Bjorkan și este lovitură liberă pentru Bodo la această fază. Interesantă decizie. Iată-l pe Bjorkan. Da, a fost agățat. Nu a inițiat el contactul, ci jucătorului Sepsi. Dar lovitură liberă corect acordată pe care o execută Pellegrino. Un moment mai dificil. Pellegrino. Ca doi jucători s-au ciocnit acolo, s-au lovit la față. Prete Mu s-a ispit de Ninai. Da. Aici chiar că nu se poate vorbi de vina unuia dintre ei, pur și simplu de neglijență, că nu au fost atenți nici unul, nici altul. Dar Nina a ieșit rău de tot aici, pentru că l-a lovit din lateral, l-a lovit în maxilar, sau mă rog, în pomete. Și să vedem dacă îi va permite să rămână pe teren la această fază, să se apere. L-a lovit rău Mu, pentru că s-a dus direct cu capul în bărbie. Ar fi o pierdere pentru Sepsi. Trebuie să tragă de el Ninai să-și revină. Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Iată momentul în care s-au ciocnit Brede Mu și Branislav Ninai în careul celor de la Șepși. Înainte de un corner, minutul 76, Bodo Șepși 2-2 în retur, după ce a fost 2-2 și la Sfântul Gheorghe pe teren românesc.
acum pe teren norvegian, același scor după 2-0 pentru Bodo Glimt. Vă reamintim marcatorii Sorli și Pellegrino pentru gazde, Alibi și Vorgo pentru formația lui Liviu Ciobotariu. Șef și are nevoie de un gol pentru a obține calificarea în grupele Conference League în premieră. Ar fi o calificare pentru Șef și în grupele unei cupe europene. Trebuie să treacă cu bine peste această fază, pentru că ne-au scos un om din joc. Centrala lui Pellegrino și este corner. A respins Alimi, nu foarte bine, dar va reveni Ninai pentru lovitura de colț. Oh, cât de rău a arătat, da, și da, la reluare, da. A lovit mingea cu tibia, cred, Isnic Alimi, iar Nițui s-a îmbrățișat ca după un gol cu el. Patrick Berg bate cornerul, prelungire și este acolo Denis Ciobotariu. Evităm golul. Mubania n-a reușit să împingă balonul în poartă. Denis Ciobotariu a fost crucial la faza de mai devreme. Aruncare de la margine pentru Bodo Glimt. Pare destul de calm antrenorul lui Bodo. Frate, 2-2 la acest scor, se intră în prelungiri. Îl vedem pe Pellegrino, Bjorkan, Mu. Închidem bine zona centrală. Ei nu prea vin cu centrări din lateral. Încearcă să forțeze acolo în centru. Lăsăm bine marginile libere. Și iată, nu reușesc, n-au pe unde să pătrundă. Wembangomo aici încearcă, dar mingea este deviată. Respinge Dumitrescu în picioarele lui Gulliksen. Berg, din nou Gulliksen, tâmpinat jos acolo de Varga. Gulliksen, excelent, Alimi reușește să-l deposedeze. Alimi trebuie să scoată mingea de acolo. Șafranco protejează, continuă Șafranco și scoate o aruncare de la margine. Superb s-a luptat Șafranco la această fază. Evident, în caz de egalitate se ajunge la două reprize de prelungiri. Iată intervenția lui Denis Ciobotariu și pe una a avut rolul lui aici în fața lui Faris Mumbania. E momentul în care se produce o modificare la formația gazdă. Siovold în locul lui Wembangomo. E schimbare post pe post. Și încă una. A ieșit și Saltnes, cred, dacă am văzut, da. Este Saltnes și intră Brunstad. Brunstad, Brunstad, exact, Fett, da. Titularul de pe postul lui Saltnes din primul meci. Da, Fett, o să-i spunem simplu. O deviere pentru Varga. Varga intră în careu. Varga încearcă să centreze și este lovitură de colț pentru Sepsi. Aproape de o nouă acțiune reușită Roland Varga. Nu a apucat însă să-i paseze lui Ștefănescu. E primul corner pentru Sepsi. Iată abia minutul 80. Păun a marcat după o fază fixă, după un corner, în deplasare contra celor de la Actobe. E acolo în careu. Ștefănescu va executa lovitura de la colț. Ștefănescu, centrare pentru Denis Ciobotariu și Grönbeck trimite în afara terenului. Ce bine părea că îi vine mingea. S-a desprins, i-a căzut însă pe coapsă. Aruncare de la margine pentru Sepsi, care se menține însă în atac. Și care multă, puține soluții. Alimi, Ciobotariu pentru Alimi, deposedat Grönbeck. Alimi nu reușește să-l faulteze. Grönbeck, Păun, da. Cartonaș galben pentru Păun. S-a sacrificat aici. Dar a oprit această acțiune. Da, faultul este clar. Potul în spatele adversarului, nu numărul acestuia. Da. Însă s-a văzut din, hai să zicem, felul în care pregătea duelul Nicolae Păun, că are de gând să faulteze pentru a opri acțiunea. Patrick Berg combina acolo cu Brunstad Fett. Pe digisport.ro și în aplicația Digisport aveți toate rezultatele care se registrează astăzi în
calificările din cupele europene. De asemenea, pe site-ul nostru aveți, vă reamintim, grupele UEFA Champions League stabilite mai devreme la Monte Carlo. Pellegrino. Niciodată Pellegrino nu s-a dus în lung de linie când a primit mingea. Acum o face, nu o face, se duce la interior, combinație, șutul lui Fett, blochează Ninai, șut al lui Siofold, imprecis. Jucătorii care abia au intrat pe teren, iată, au participat la această fază, însă din nou Sepsi se apără cu exactitate. Siovold are 20 de ani, debuta la prima echipă a lui Bodo Glimt în iulie 2022, iar Sandre Brunstad-Fett, cel care întoarce balonul, e din 2020 la Bodo, adus de la Alesund. Fett, mai copt, are 26 de ani, primește Nițui, minutul 82 în Norvegia, după meci, Fotbal Club, cu analiza acestei partide. Vorgo primește mingea după ce Șafranco a câștigat acolo duelul. Păun până la Andres Dumitrescu. Centrarea lui Andres Dumitrescu era pentru Ștefănescu. Alunecă aici Bjorkan. Aruncare de la margine pentru Sepsi. Ne apropiem de final. Ciobotariu, Alimi. Alimi, inutilă această pasă, nu are ce face Rodriguez, doar repunere din careul mic pentru gazde. S-au mai liniștit și fanii lui Bodo Glimt, jocul echipei lor a fost anihilat foarte bine în repriza a doua de Sepsi. Cum spuneam, au o construcție destul de ușor de descifrat, previzibil, pe de la Bodo. Și nu au jucători foarte inventivi care să te pună pe picior greșit. În continuare îl consider periculos pe Pellegrino. Vă reamintim golgheterul la zi al campionatului Norvegiei. A și marcat în această partidă. Iată cum așteaptă aici pasa lui Bjorkan. Pellegrino cu exteriorul a vrut pentru Grønbæk. Ștefănescu îi trimite lui Jonathan Rodriguez, pasă pentru Alimi, care combină cu Denis Ciobotariu. Din nou Alimi. Schimbo. Denis Ciobotariu în stânga, așteptau Vorgo și Dumitrescu. Abia acum ajunge mingea la fundașul stânga. Andres Dumitrescu către Roland Vorgo. Din nou Dumitrescu accelerează. Vorgo! Din nou pasă pentru Roland Vorgo. Cred că e poziție regulamentară, da, și este repunere de la margine pentru Șepși. Degeaba ați nemulțumiți cei de la Bodo Glimt și jucătorii și fanii, pentru că era ținut în joc Roland Vorgo mai devreme, nici vorba de offside. Alimi vine la primit. Trebuie să scoată la Dumitrescu și scoate lovitura liberă. Impecabil aici Varga. Nu a fost nimic, trebuie să recunoaștem, presat acolo de Gulliksen, s-a prăbușit peste minge, dar e o lovitură liberă din care Sepsi poate obține ceva și să vedem dacă tot Varga va executa sau îl va lăsa pe Ștefănescu. Până la urmă lasă pe Ștefănescu, minutul 85 al întâlnirii. Ștefănescu bate lovitura liberă. Mingea ajunge, dar s-a fluierat un fault în atac. Alimi nu a mai apucat să facă ceva. Bredemu a fost cel care s-a prăbușit în careul norvegian, aici reclamând un fault și cred că a fost făcut de Denis Ciobotariu asupra lui, dărâmat de fundașul dreapta, fiul lui Liviu Ciobotariu. Iată prima schimbare la Șepși și mi se pare că e una foarte interesantă. Vitalie Damașcan intră în locul lui Roland Vorgo. Damașcan, care a avut un sezon bun la FC Voluntar, formația unde a fost împrumutat de Șepși, îi e greu să prindă minute în acest sezon, însă trebuie să lupte pentru șansele sale. Vitalie Damașcan, cred că e un jucător foarte bun de contraatac, așa cum spuneam că ar putea
demonstra că e și Mario Rondon după ce va fi introdus. Pellegrino încearcă să scoată un corner, foarte bine Ciobotariu reușește să țină mingea în joc, să evite acest corner. Bjorkan aruncă de la margine. Primește Mu, Bjørtoft pentru Pellegrino, joacă din prima la Sjöfold. Sjöfold la margine așteaptă Gulliksen, pasă din prima la Fett, blochează excelent Ninai. Nu trebuie complicații acum pe final de meci. Mu îi trimite lui Bjørtoft. Cu cât vor trece secundele, cu atât va spori tensiunea, pentru că un gol marcat în această perioadă a jocului s-ar putea dovedi decisiv pentru calificarea în grupele Conference League. Bjørtoft își permite aici un dribling în fața lui Gianfranco, dar și la permis, știind că sunt și alți colegi în zonă, precum Sjöwall și Mu. Capitanul Mu pasează pentru Gulliksen. Sjöwall, Mu, din nou Sjöwall. Iată, nu găsesc soluții și asta e bine. Jucătorii lui Kjetil Knudsen, cum s-a schimbat raportul de forțe după pauză, mai ales după acel gol marcat în minutul 46 de Vorgo. Pellegrino, continuarea lui Brunstad, Fed, centrala lui Bjorkan blochează Bălașa. Lovitură de colț pentru Bodo Glimt. Berg este cel care se duce să execute. Vedem, bate scurt la Pellegrino, centrare pe bara a doua, minge recentrată, e mingea lui Nițu, în mod normal, da, nicio problemă. Avem om la contraatac, se pare că da, Ștefănescu, preluare superbă, șutul lui Ștefănescu! Haikin, nu puteai să mai faci un cadou aici. A bâlbâit mingea, parcă i-a trimis-o cu tot cu curent electric, dar Ștefănescu. Dar ce preluare, da, face aici Ștefănescu, cum oprește balonul și din preluare și-l așează pentru continuarea fazei. E, cum ar fi fost un gol aici? Ne aducem aminte cum a reușit să profite Șef și de erorile făcute de portarul brazilian al celor de la CSKA Sofia în meciul jucat în Bulgaria. Acesta a greșit, acel om a greșit și în partida de la Sfântul Gheorghe. Astăzi Aikin a greșit la golul de 1-2. Execută cornerul Mariu Ștefănescu, minutul 89, după o mare ocazie pentru Șef și așteptăm golul calificării pentru echipa lui Liviu Ciobotariu. Ștefănescu la colțul scurt a respins Mumbania. Va fi aruncare de la margine pentru Sepsi, dar a trimis mult mai în spate, probabil, Denis Ciobotariu. A fost undeva aproape de jumătatea terenului. De acolo a ieșit mingea, minutul 90, câtă încordare, câtă tensiune. Aproape tot stafful lui Ciobotariu e în picioare. Lăsat singur acolo, Kjetil Knudsen, ceva mai liniștiți norvegienii. Primește Nițui. Este atacat, poate juca lung, dar imprecis. Minge care nu va ieși. Nu are inerția necesară. Haikin. Mu. Pressing făcut de Gianfranco. Sjöwall. Înapoi la Haikin. Reușesc să iasă din pressing cei de la Bodo. Bjorkan. Primește Berg. A dat și a plecat Bjorkan. Și capacitate de efort. Avansează Bjorkan, combină cu Pellegrino. Pellegrino din nou în centru. Nu iese preluarea lui Fett. Profită Ninai. Ștefănescu păstrează mingea cu noroc. Grönveld, Grönbeck a încercat să-i ia balonul. E blocat Dumitrescu. A fost intervenția lui Gulliksen. Iarăși rândul norvegenilor să atace.
primul din cele 3 minute suplimentare pentru repriza a doua. Sunt șanse mari să vedem prelungiri, dar să scăpăm cu bine de acest atac pe care îl conduce Bjorkan. Fundașul stânga de această dată nevoie să întoarcă balonul pentru Björtuft. Mu, Siopold, Gulliksen, plecat Grönbeck, dar Gulliksen așteaptă prea mult cu mingea la picior, încearcă să treacă de Dumitrescu, nu are pe unde. Pasează înapoi la Siopold, Mu. Da, mai rară echipă nordică să nu vii cu centrări în care un nou centrat decât foarte rar, foarte, foarte puține centrări. Deși l-au acolo pe Mumbania, puternicul atacant. Acum Siopold. După un minut și jumătate, Mumbania, am strâns prea mult, l-a lăsat liber pe Pellegrino, în care mingea lovește pe Bjorkan. Bjorkan era acolo și prinde Nițui. Din păcate, Farul este eliminată de Helsinki, pierde cu 2-0 în fața lui HEK, dar campioana nu reușește să ajungă în grupele Conference League. Însă continuă această bătălie, această altă bătălie din Nord pentru calificarea în grupele.
30 de minute de fotbal, încă 30 de minute de fotbal în capătul dublei dintre Vodoglind și Șef și Sfântul Gheorghe. Sunt prelungirile returului din play-off-ul Conference League. 2-2 la Sfântul Gheorghe după 1-0 și 2-1 pentru formația norvegiană în această seară. 2-2 din nou după 2-0 de această dată pentru Vodoglind. Urmează 30 de minute încărcate de emoții, încărcate de tensiuni și la capătul lor sperăm să vorbim de o calificare. Dacă egalitatea se menține, desigur, să va ajunge la loviturile de departajare. Nițu a câștigat tragerea la sorți, a ales mingea după ce s-a sfătuit cu un coechipier. Mo, capitanul lui Bodo, a ales terenul. Așadar, două reprize a 15 minute, o repriză a doua foarte bună din punct de vedere defensiv făcută de Sepsi, care a marcat în minutul 46, din nou în primul minut al reprizei secunde a reușit să înscrie. De altfel, în repriza a doua, raportul șuturilor pe poartă este 0-2, așadar niciun șut pe poartă nu a avut Vodoglind. Atât de bine s-a apărat Sepsi și să sperăm că va continua și în minutele de prelungire să se apere la fel de bine. Deocamdată construiesc cei de la Bodo prin Bjørtoft. Minge scoasă la margine la Pellegrino. Terminat de Ciobotariu, pasă pentru Grønbæk. Nu are pe unde să treacă și oricum dribblingul a fost previzibil. E corner, însă a depășit mingea linia de fund. Schimbare la Vodoglind înainte de aceste prelungiri. Faris Mumbani, atacantul central, a fost înlocuit cu Espejord. Espejord, care a fost folosit și în primul meci, atunci a intrat în minutul 77, tot în locul lui Mumbani. Și el un tip înalt, ba chiar mai înalt decât omul pe care l-a schimbat. Respinge Andres Dumitrescu, Berg trimite în spate. Se strigă de la margine ca linia defensivă să urce. O pasă lui Berg, Espejord a încercat să așeze cu pieptul, nu i-a ieșit. Iată-l pe Espejord, mai mult rezervă, un fotbalist de 27 de ani. În acest an a jucat doar 7 meciuri în campionat, doar 2 ca titular, nu a marcat niciun gol. E adevărat, în 2022 a înscris de 12 ori în 27 de partide. A trecut pe la Heerenveen prin prima ligă olandeză, dar fără să lase urme pe acolo. A jucat doar 6 meciuri. Însă știm că au mână bună la atacanți cei de la Heerenveen. Ce oameni au trecut pe acolo, super golgheteri. Ruud van Nistelrooy, cel mai important nume, desigur. Pellegrino acum a încercat să paseze tocmai pentru Espejord. Recuperează Vodoglind prin Bjørtoft, care combină cu Mu, din nou Bjørtoft. Avansează fundașul central, îl trimite lui Bjorkan. Pellegrino, din nou Bjorkan. Avansează Bjørtoft, ce bine pasează pentru Pellegrino, centrare cu exteriorul, respins rău Ninai Fett, Grønbæk, trebuie să fim atenți și reușim să recuperăm cu acuratețe. Ștefănescu e izolat, deposedat de Berg, foarte bine Șafranco blochează acea pasă. Un singur picior pare să aibă Pellegrino și centrările le dă cu dreptul cu exteriorul. Stângul nu-l folosește deloc și are 33 de ani atacantul norvegian, care a fost și prin zona golfului, îmi spuneai tu, la un moment dat. Da, la Damac, în Arabia Saudită. Acum acolo Cosmin Contra, Laurențiu Roșu și Cornel Dobre. Ia câte staful tehnic al celor de la Damac. Mingea este pasată de păun pentru Damașcan, omul introdus în locul lui Vorgo, marcatorul golului de 2-2. Damașcan întoarce bine aici pentru Alimi, dar s-a repliat Patrick Berg și a furat mingea lui Alimi. Probleme pentru Șafranco și e pregătit, cred, Mario Rondon să-și facă apariția pe teren. Atenție însă la acest atac al norvegenilor. O pasă pentru
Espe Iord, Pellegrino scoate Nițui și mingea este șutată peste poartă de Guriksen. Ocazie importantă pentru norvegieni. Dacă a fost surprins la golul anulat de șutul lui Pellegrino, acum a stat mult mai bine. A stat un pic mai în față. A închis bine colțul lung Nițui și a împins bine în picioare pentru a bloca șutul lui Pellegrino. Și e momentul intrării lui Rondon. Șafranco a alergat până la epuizare, duce mâna la gambă, cred că e vorba doar de o crampă musculară, totuși de o oboseală, de o musculatură încărcată. Șafranco face mult efort, că spre binele lui, cred că asta este. Nu e vorba de o întindere sau chiar mai rău, Doamne ferește, de o ruptură musculară. Când el s-a prăbușit pe gazon, Mario Rondon era dezechipat la marginea terenului. Atunci e clar, doar i s-a încărcat mușchiul, da, și iese pe propriile picioare, ceea ce e un semn bun, liniștitor. Revin la presimțirile mele. Mario Rondon va juca un rol esențial și pozitiv în aceste prelungiri. Asta cred, asta simt. Eu simt că e seara celor de la Sepsi. E seara lor. Au jucat bine. Iar Bodo Glimt a fost forțată de Sepsi să joace prost. Dar mai avem din aceste prelungiri. Nu am mai pus însă probleme, trebuie să o facem. Avem jucători proaspeți în atac. Damașcan, Rondon încearcă să treacă de Mo, nu reușește. Minge care ajunge la Haikin, degajează portarul rus, respinge Bălașa, o minge care a depășit pe Fet Guliksen. Guliksen scoate o aruncare de la margine, aruncă Siovold. Reușim să împingem din nou pe norvegieni să construiască din spate. Bjørn Tuft, un pic i-a lipsit acolo lui Ștefănescu. Avansează Bjorkan, încearcă să accelereze, pasă pentru Pellegrino, piratează startul Ciobotariu. Superb Bălașa, excelentă intervenție. Berg, foarte bine iese Ciobotariu de această dată. Ăsta e spiritul care o poate duce pe Sepsi în grupe. Bjorkan pe diagonală, încearcă să construiască, primește Fett. Siovold, Guliksen, Fett. Dar suntem bine acoperiți în acest flanc. Se dublează bine, centrare pentru Pellegrino. Trebuie să-i țină dreptul, îl conduce, îl obligă să joace în spate cu Bjorkan. Pellegrino nu trebuie să-și deschidă unghiul, pasă la interior, Păun, foarte bine apare. Minge atinsă de Pellegrino, degajează Ștefănescu spre Rondon. Se luptă acolo Rodriguez cu Berg, câștigă Ștefănescu, dar balonul sare tot la norvegieni. Primește mingea Siovold, fundașul dreapta, intrat în locul lui Wemba Ngomo. Pe parcursul reprizei secunde trece Bjørtuf, avansează iată fundașul central, pasa lui Grønbæk. Pellegrino e blocat acolo de Denis Ciobotariu. Cred că e cea mai bună versiune a lui Denis Ciobotariu, cea pe care o vedem de la începutul acestui sezon. Din toate sezoanele sale în campionat, Pellegrino centrează și a fost hands. Foul. A fost hands, cel puțin așa crede Rob Harvey, a dictat lovitura de la 11 metri. Așa crede și Poul, care și-a pus tricoul pe cap. Oh, da. Mâna sus. E adevărat, e greu să-ți controlezi mișcările acum în prelungiri. Dar poate Nițui să facă ceva. Trebuie să ducă pe linia porții. Are un galben din prima repriză. Pellegrino până la urmă este cel care execută, deși un alt jucător și-a așezat mingea. Trebuie să potolească Nițui, trebuie să știe, nu mai ai voie să te duci spre jucător să faci acel joc psihologic. Trebuie să te duci pe linia porții, să stai acolo.
altfel iei cartonaș galben. Să vedem, Pellegrino, minutul 100. Pellegrino șutează! 3-2, o execuție formidabilă. A dat sus, a dat sus și a dat tare Pellegrino. O avea el doar dreptul, dar are un drept bun. E cel mai eficient, am tot spus-o, jucător de la Bodoglimt. E golgheterul actual al campionatului norvegian cu 16 goluri. Golgheterul sezonului trecut cu 25 de goluri. Ca să vă faceți o idee asupra eficienței sale, dincolo de numărul reușitelor, în campionatul trecut din Norvegia, cel câștigat de Molde, David Datro Fofana, jucătorul care a fost cumpărat de Chelsea după ce a luat titlul cu Molde și care acum e împrumutat de londonez la Union Berlin, a avut 15 goluri, iar acest Pellegrino a avut 25 de reușite. Sigur, David Datro Fofana, mult mai tânăr decât Pellegrino, de aici bănuim și interesul lui Chelsea, care l-a transferat. Chelsea orientată spre transferul de jucător foarte tineri. Pasă Pedro Ștefănescu, Ștefănescu șută! Dar e offside, cel puțin pentru moment. Cel puțin pentru moment este offside. Dacă e așa, mare păcat de această preluare a lui Ștefănescu. Nu e. E piciorul acolo, e piciorul lui Bjørtoft. Și da. E și în plan apropiat. Siovold, da. Senzațională preluarea lui Ștefănescu. Ne aduce aminte de cea reușită la golul, la acea ocazie când a respins pe urmă Haikin. E în plan apropiat Siovold. Pe el nu l-a văzut arbitrul asistent. Era pe porțiunea de gazon mai verde, de un verde închis. Hai să vină și a doua veste bună din camera VAR în această seară, după cea pe care am primit-o la golul anulat norvegienilor atunci când înscrisese Pellegrino în debutul partidei. Rob Harvey așteaptă și el, așteaptă toată lumea, așteaptă fanii lui Bodø/Glimt, dar ce ne interesează, așteptăm noi. E offside la Ștefănescu. Mare păcat. Cât de bine venea acest gol la chiar prima fază de după penaltiul transformat de Pellegrino. Ce-ar vrea aici cei de la Bodø/Glimt? Ce s-a întâmplat așa de grav? Îi dă peste picior Ștefănescu adversarului, lui Bjorkan. E galben. Trebuie să activeze resursele ofensive Sepsi pentru repriza a doua a prelungirilor. Trebuie să se ducă peste adversar, nu mai are altă variantă. Lovitură liberă pentru Bodø/Glimt. Minge recuperată, Ștefănescu pasă incomod acolo. Alunecă Bjorkan. Venim însă târziu, Berg foarte calm pentru Bjorkan. Grønbæk reușește să-i trimită lui Fett. De la acesta mai departe la Siovold, dezvoltă bine norvegienii. Siovold la margine, la Gulliksen, centrare pe jos, mingea este respinsă de Bălașa. Dumitrescu reușește să rămână la minge, jenat de Gulliksen, scoate lovitura liberă. Acum se grăbesc băieții lui Liviu Ciobotariu, însă mai e o repriză totuși din prelungirile acestei înfruntări din play-off-ul Conference League. Mâine vă reamintim Petrolul Oțelul și Rapid Dinamo din Superliga României. Tot mâine Roma versus Milan. Primește mingea Ștefănescu, la învăluire este Ciobotariu, pasă pentru Denis Ciobotariu! N-a crezut Ciobotariu că îi va pasa până la urmă Ștefănescu și a avut o reacție târzie. S-a oprit la un moment dat. Încă un minut din prima repriză de prelungiri. Pe bancă, ce soluție ar mai avea? Aganović. Aganović, da. Aganović, Ion Gheorghe.
ar putea fi soluții pentru mai împrospăta linia de mijloc. Berg se complică, este deposedat. Alimi îi trimite lui Damașcan. Damașcan încearcă să continue. Damașcan centrează și scoate lovitura de colț. Damașcan, internațional moldovean, Fani, care au însoțit-o pe Șepși în Norvegia, cred. Noastră, cei de acasă, cu siguranță credeți. Noi credem într-o calificare. A reușit să revină Șepși după ce a fost condusă de 2-0. De ce să nu o facă acum când o separă un singur gol de formația norvegiană? Centrează Ștefănescu. Mingea este respinsă, se întoarce la Ștefănescu în concentrarea internaționalului român. Mingea este blocată și de această dată Brunstad Fett a fost cel care a intervenit. Rămânem în preajma careului gazdelor. Să vedem dacă sunt prelungiri pentru această primă repriză a prelungirilor. Sunt. Da, 3 minute. 3 minute. Bune. Foarte bune. Alimi, Dumitrescu. Minge pentru Păun. Și Haikin degajează direct în aut. Încă o aruncare de la margine pentru Sepsi. Dumitrescu e liber. Damașcan nu-l vede. Preferă pe Rondon. Alimi pentru Păun. Bună această pasă, pierde însă Damașcan în fața lui Berg și îl joacă pe Bjorkan. Accelerează din nou Bjorkan, îi trimite lui Pellegrino. Pellegrino în centru la Grönbeck. Fett, centrare pentru Pellegrino. Excepțional Ciobotariu. Ce intrare s-a aruncat acolo în fața mingii. E ceea ce ziceam ceva mai înainte, exact înainte să se acorde penalti pentru Bodo Glimt. Cel mai bun sezon pentru Denis Ciobotariu, a ajuns în sfârșit la acel nivel înalt la care ne așteptam în perioada junioratului și a primelor sale partide pentru Dinamo. Cântă toți fanii lui Bodo Glimt, e parcă ar fi un imn religios. Poate chiar e Berg. Mingea este respinsă. Prelungește Mario Rondon pentru Ștefănescu și pasează în spate Pellegrino. Mata arată Pellegrino pentru portarul Nikita Haikin. Denis Ciobotariu respinge. Întoarce Ștefănescu. Bălașa. Este minutul 107. Trebuie să ducem la capăt acest atac. Pasă pentru Dumitrescu. Siovold este acolo și câștigă duelul cu fundașul nostru. Pasă Damașcan aproape de intercepție. Mingea ajunge la Nicolae Păun. Păun cominge pentru Alimi. Alimi din nou Păun blocat. Continuă atacul nostru. Dumitrescu îi trimite lui Damașcan. Prelungire spre Mario Rondon. Mingea este respinsă de Berg. Faultat Berg. Da, nu e inspirat Damașcan cu acea minge, a încercat să o devieze pe spate când putea să o pună pe piept. El a intrat pe parcurs, ar trebui să fie proaspăt, să fie mai lucid. Oricum, vedem că au reușit cei de la Sepsi să împingă cumva jocul spre poarta lui Haikin. Degajează rusul. Respinge Bălașa. Nu prea mai e timp. Bjorkan câștigă sprintul cu Ștefănescu. Bjorkan Pellegrino. Fett. Și e minge ușoară. Prinde Nițui. Nu mai e timp, se termină. Prima repriză de prelungiri. 3-2 Bodo Glimt. Dar mai sunt 15 minute. 15 minute de speranță. Noi revedem ultima acțiune a acestei prime reprize cu șutul slab al lui Fett. Ne întoarcem imediat, credem, sperăm până la capăt.
Imediat începe a doua repriză a prelungirilor în Bodø Glimt, Șef, și este 3-2 în momentul ăsta pentru formația norvegiană. A fost 2-2 după 90 de minute. Bodø Glimt a condus, vă reamintim, cu 2-0. Au revenit oamenii lui Liviu Ciobotariu. Însă în prima repriză a prelungirilor, Pellegrino a marcat din penalti pentru gazde în minutul 100, mai precis. Sunt două schimbări la Șepși pentru această repriză a doua a timpului suplimentar. Au intrat Ion Gheorghe și Adnan Aganovic, au ieșit Nicolae Păun și Andres Dumitrescu. Și mai sunt 15 minute de speranțe pentru noi. Tabăra norvegiană se pare că va fi și acolo modificare. Da. Intră Basi în locul lui Gulliksen. Gulliksen care a intrat pe parcurs. Ce decizie. Ia Knudsen. A introdus pe acest Daniel Joshua Basi de 18 ani doar. Are adus de la Tromsø. Doar două meciuri a bifat pentru Bodø Glimt în această vară. A fost, o, să zicem, o poveste similară, oarecum asemănătoare la meciul turc, când Matei a intrat în locul lui Alini și apoi accidentat a ieșit și Matei pentru a fi înlocuit de Rondon. Aici însă nu cred că era vorba de o accidentare a lui Gulliksen, ci de o opțiune tactică a lui Kjetil Knudsen. Am să vedem așezarea. Aganovic este în spatele lui Rondon. Ion Gheorghe pus să joace fundaș stânga. Interesantă alegerea lui Ciobotariu. Atât pe Ion Gheorghe, Alini, înapoi pentru Ninai. Parcă a mai jucat, iartă-mă Ionuț, în bandă, în apărare, la FC Voluntar la un moment dat. Așa mi-aduc aminte, sper să nu mă înșel. Dar într-un sistem cu 3 probabil. Aici Damașcan pentru Aganovic. Aganovic e corner. Nu, doar out. Deci mi s-a părut că mingea a ieșit. Ar fi fost mai bun un corner. Nici out nu e rău, pentru că rămâne în ofensivă. Ion Gheorghe aruncă de la margine. Respinge Berg. Preluare bună. Aganovic, Alimi. Alimi frumos agățat acolo de Berg din inerție. Iar acum o pasă pentru Eiford, Espejord, scuze. I-am pronunțat atât de puține ori numere că nu-l mai nimeream. Espejord scoate o lovitură liberă. Spuneam că și Espejord este un jucător puternic precum Mumbania, omul pe care l-a înlocuit. Espejord are 1,89 m cu 4 cm peste vârful camerunez. Espejord, care a jucat 6 sezoane la Tromsø înainte să aibă acea perioadă de care vă vorbea Ionuț, petrecută în Olanda la Herenveen. Iată-l pe Basi la prima atingere de balon. Berg. Fett trimite către Espejord și acum Pellegrino. Pellegrino cu o pasă pentru Grønbæk. Importată intervenția lui Ion Gheorghe. Minge săltat acolo, dar nicio problemă pentru Roland Nițui. E cineva oare dincolo de centrul terenului? Da, era acolo Mario Rondon, a intervenit însă nu. Trebuie să mai forțeze Nițui. Totuși era 1-2 Rondon. Greu să faci ceva, pentru că ai nevoie de minge, ai nevoie să pleci cu ea de acolo din spate și să dai timp celorlalți să urce. De acum ar trebui să urce cei de la Sepsi într-un pressing. Trebuie să te descoperi, trebuie să riști. Nu mai ai timp. Primește Bjørtoft, Bjorkan, Berg. Îl găsește repede pe Grønbæk. Bjorkan, că a alunecat acolo Rondon. Primește mult. Joacă lung, dar nu a lovit prea bine mingea. Ciobotariu, preluare bună, reușește să degajeze și vine din offside Rondon. Din păcate, lovitură liberă pentru Bodø Glimt.
pentru Șef și vin partide în campionat cu UTA pe teren propriu, Universitatea Craiova în deplasare și FCSB pe teren propriu. Însă pe toată lumea interesează evident ce se petrece până la finalul acestor prelungiri ale duelului cu Bodo Glimt. După meci vă reamintim Fotbal Club cu analiza acestei serii europene. Puțin mai devreme Farul a fost eliminată, campioana României scoasă din cupele europene în play-off-ul Conference League de Helsinki. Formația campioană a Finlandei pasă pentru Grönbeck, intervine acolo, dar nu obține out-ul Jonathan Rodriguez. Era sigur argentinianul că va fi out pentru Șefșii. Aruncare de la margine, este așteptat Bjorkan. Interceptează Ciobotariu și o minge care ajunge în brațele lui Nițui. Vine cu degajarea, respinge Mu din fața lui Rondon. Bjorkan se luptă acolo, Rodriguez la mijlocul terenului. Oh, ce repede fluieră, lovitură liberă indirectă. Deși nu a stat chiar atât de mult cu mingea sub el, Rodriguez. Ba chiar foarte puțin. Da. Mi s-a părut că a încercat să se ridice foarte, foarte repede, tocmai pentru a evita acordarea unei lovituri libere pentru gazde. În fine, e rândul norvegienilor să fie sigur pe ei și al băieților lui Ciobotariu să fie ceva mai agitați. Pe digisport.ro aveți declarația serii făcută înainte de Rapid Dinamo. De asemenea, pe site-ul nostru, noutăți din lumea transferurilor, pe piața transferurilor, iese Bjorkan. Apropo de ce spuneam mai devreme, Tottenham vrea să-i dau lovitura lui Chelsea în finalul perioadei de transferuri. Detalii sunt pe site. Iese fundașul stânga Fredrik Bjorkan, jucător foarte apreciat, evident, de fan. Sørensen în locul său. Foarte puțin jucători străini la Bodo Glimt. Foarte puțin jucători de altă naționalitate decât cea norvegiană. E camerunezul Mbania, care a fost înlocuit. Grönbeck e danez, mai este un jucător cec, mai e golkeeperul rus, dar per total foarte puțin jucătorii din afara Norvegiei. La fel ca și la Molde, remarcăm acest aspect. Intră și Kalaku în formația noastră. Foarte nervos Ciobotariu. Minge lungă, respinge Denis Ciobotariu, Aganovic pentru Alimi. Pentru Tamașcan, această pasă slabă a lui Ninai. Atacul celor de la Bodo, întoarce balonul Basi. Siovold pentru Bjørtoft. Minge trece aici foarte ușor Sørensen, iar acum Ștefănescu blochează Berg, Sørensen, Espejord, Ciobotariu la limita acea intervenție, dar a fost offside la Sørensen. Minutul 113, trebuie să ducem mingea din nou în jumătate adversă, să începem să presăm, să căutăm acel gol care să ducă din nou la egalitate între cele două formații, așa cum au stat lucrurile până în minutul 100, din minutul 46 până în minutul 100, contraatacul celor de la Bodo Glimt. Basi primește mingea de carul lui Bodo, atent acolo la intercepție Ion Gheorghe, mingea ajunge la Siovold, fundașul dreapta către vârful Espejord, care pierde controlul asupra baronului, însă Alimi, după ce a intervenit, a primit ajutor de la colegi. Ștefănescu a plecat târziu după minge. Grönbeck încearcă o trecere spectaculoasă. Bălașa degajează. Senzația pe care o am eu unul în aceste momente, parcă Bodo Glimt ar fi echipa condusă care caută golul. Da, au intrat totuși mulți jucători proaspeți pe teren. Trebuie o nebunie, trebuie să ieși din sistemul ăla, din carapacea aceea.
Trebuie să te duci, săriști unul contra unul. Out. Aruncare de la margine pentru Sepsi. Și acum toată lumea trebuie să facă pasul, da, în față, exact, și să rămână acolo. Primește Aganović, bună preluarea, Damașcan. Trebuie să intrăm în careu, Damașcan. Centrarea este respinsă de Berg. Din nou aruncare de la margine pentru Sepsi. Ion Gheorghe. Ion Gheorghe pentru Alimi. Balonul sare la Damașcan. Damașcan în careu, nu are culoare. Îi trimite lui Ciobotariu. Șutul lui Denis, rău de tot, i-a fugit mingea prea în lateral și nu a mai putut să o acopere. Dar e un început pentru un final bun de prelungiri pentru formația lui Liviu Ciobotariu după acest șut al fiului său, chiar dacă a fost o execuție ratată, pentru că am ținut mingea pentru, cred, 2 minute în jumătate adversă. Andrei Cristea, Florin Pruna, Ilie Dutrescu sunt invitații lui Radu Naum după această partidă la Fotbal Club. Mai târziu aveți o nouă ediție și de Digi Sport special, în care de asemenea vor fi disecate duelurile europene de astăzi ale echipelor noastre. Am început cu 4 formații cupele europene. În momentul ăsta mai este una singură în competiție, Șepși, și aceea însă condusă Bodø/Glimt, are în momentul ăsta scor de calificare 5-4 la general pentru formația norvegiană. Bună această pasă pentru Damașcan. Damașcan cu încălcâi acolo pentru Ion Gheorghe. Mingea este pasată către Rondon, prinde Nikita Haikin. Sepsi trebuie să stea sus în jumătatea de teren adversă, nu trebuie să facă pasul înapoi. Iată-i pe fani, deja celebrează în tribună. Bine, cât stă Haikin cu mingea în mână, stă vreo 10 secunde, sare acolo Espejord, jenat de Ninai. Primește Nițui. Vine cu această degajare puternică, sare, ce rău a căzut, a dat fault arbitrul irlandez, aici a căzut Bjørtoft la capătul puterilor, ia să vedem, îl jenează Rondon, dar nu știu dacă se dă fault pentru un astfel de duel, s-a mai dus un minut, au mai rămas 4. Iată-l și pe Knudsen cum își împinge jucătorii să iasă singuri, se strigă lui Ciobotariu, ratează preluarea, reușește să țină mingea în joc. Espejord nu atacă poarta, duce mingea la colțul terenului, încearcă să treacă de Ciobotariu. Ia out pentru Bodø. Dadin Ștefănescu s-a dus mingea afară. Nici Bodø/Glimt nu a jucat în campionat în weekend, cum nu a făcut-o nici Șepși, amândouă au avut partidele amânate. Șepși ar fi trebuit să joace împotriva celor de la Poliaș. Strict vorbind, sunt 2 remize la rând pentru Șepși, pentru că a fost 1-1 cu Hermannstad înainte de turul cu norvegienii. Iar meciul cu Hermannstad a marcat Calacu, jucătorul care a intrat mai devreme în locul lui Jonathan Rodriguez. Este repunere pentru echipa noastră. Încă 3 minute din prelungiri, sau poate mai mult decât atât, dacă vor fi prelungiri la prelungiri. Aleargă după balon Calacu și aici este faul făcut de Rondon. Un fault care l-a dus, cred, la limita încasării unui galben. Intervenție din spatea lui Rondon asupra lui Brenstad Fett. Să vedem dacă vom avea, ar trebui să avem măcar un minut de prelungire, da, e o intrare de galben. Dar nu l-a văzut Rondon. Dacă l-o fi arătat după centralul, da, Chetil Knudsen, cred că asta dorea. Galben, da. Și a fost dezamăgit că n-a venit cartonașul. Primește Bjørtoft. Sørensen respinge Ciobotariu la adversar. Berg e și el imprecis. Aruncare de la margine pentru Sepsi. Încă nu vedem niciun risc. Nu
vedem mulți jucători în față, să te duci în față pur și simplu. Ciobotariu încearcă să recupereze, se luptă aici inutil, pierde balonul, apare Alini, linge recuperată, protejează Espejord, reușește să-i trimită lui Sørensen. Sørensen blocat de Bălașa, iar acum Alini primește Aganović. Joacă bine pentru Damașcan, ajută Ion Gheorghe, offside la Damașcan. Ce neatenție, ce neatenție acum pe final. Dar nu s-a orientat Damașcan acolo, nu s-a retras la timp. În spatele lui Aliviu Ciobotariu, în dreapta cadrului de mai devreme, Cătălin Munteanu, și el lucrează în momentul ăsta pentru Șepși. Un jucaș care a avut o perioadă foarte bună în Spania, l-am dat achiziționat de Atletico de Madrid, dar n-a apucat să joace pentru formația spaniolă. Degajează Roland Nițu, mingea trimisă spre careul celor de la Bodoglimt. Haikin respinge mingea în afara terenului. Mă gândeam că are timp acolo Rondon pentru a încerca un șut. Atacul lui Șef și Copață în careu pentru Bălașa. Un șut în blocaj, a fost execuția lui Mario Rondon. Am crezut că se vor împlini profețiile mele de mai devreme la această execuție a lui Rondon. E totuși corner pentru Șef și minutul 120. Nu e târziu, una din ultimele faze, lovitură de colț, Aganović este cel care execută, bate lung Aganović, mingea este respinsă de Bjørtoft, balonul rămâne la Ștefănescu, a încercat să joace la margine, nu a reușit, o diagonală care arată bine pentru Bălașa, retrimite în fața porții, Rondon sare acolo, nu câștigă duelul și cei de la Bodo nu mai pot pleca pe contraatac, iată-l pe Peregrino, nu mai poate juca pur și simplu. Nițu-i aruncă mingea exact în brațele lui Haikin. Două minute suplimentare pentru această repriză a doua de prelungiri și o lovitură dată de Ștefănescu care aduce eliminarea. Păcat de un asemenea, păcat de acest moment. A, bine, Haikin exagerează, nu doar îl împinge Ștefănescu, nu i-a făcut nimic. Și mai e un minut, avem nevoie însă de un miracol, pentru că mingea e în posesia lui Bodoglimt. Sigur că fotbalul nu este basket, cronometrul curge, pot apărea prelungiri la prelungirile, reprize a doua de prelungiri, însă e complicat în momentul ăsta, tare complicat pentru Șef și suntem foarte aproape să consemnăm un bilanț teribil, și anume faptul că nu vom avea nicio echipă în grupele cupelor europene în acest sezon. Sezonul trecut au fost două, CFR Cluj și FCSB. Ion Gheorghe degajează, Rondon pentru Damașcan, offside, și nu știu dacă se va mai complica centralul irlandez să mai lase jocul să continue. Deja zâmbesc norvegienii. Sepsi a chinuit o zdravă pe Bodoglimt, însă doar atât, prea puțin din punct de vedere ofensiv. Ar trebui să mai lase măcar un minut pentru că eliminarea lui Ștefănescu a venit în prelungit, a stat puțin pe jos Haikin, acum întârzie această degajare, dar se termină. Sepsi eliminată și ea în urma prelungirilor. S-au ținut bine băieții lui Ciobotariu, au făcut o repriză a doua foarte bună, însă prea puțin din punct de vedere ofensiv, și e eliminată după o lovitură de la 11 metri. Urmează reacții la Fotbal Club. Noi am fost George Dobre și Ionuț Angheluță. La revedere! Ar trebui să urmeze reacții din partea